Somnul dulce nu voia să-și slăbească îmbrățișările, dar vocea interioară a lui Sava repeta monoton. Sava, trezește-te, altfel vei dormi și vei rata din nou tot ce există în lume. Cu greu și-a deschis ochii și prima sa privire a căzut pe ceas. La naiba deja este șapte și treizeci de minute. Am crezut că te-am programat. Ultima propoziție a fost adresată mecanismului de ceas fără suflet, care emitea un semnal atunci când voia. Sava i-a arătat ceasului pumnul. În ultima vreme nu-ți faci treaba prea bine și mă dezamăgești des. Astăzi te voi arunca. Se pare că amenințarea proprietarului a avut un efect imediat asupra vechiului cronometru, deoarece după ultima propoziție ceasul a scos un sunet stins. Bărbatul a observat ironic, nu pot spune nimic, bravo, doar că te-am programat la jumătatea la șapte, iar tu te-ai trezit cu o oră mai târziu. Acum sunt sigur că sunt mort. Sava a tras o gură adâncă de aer și a strigat cu un glas puternic, fetițele mele, treziți-vă. Elisabeta, Victoria, sculați-vă. Procesul de îmbrăcare al lui Sava, dacă ar fi observat din exterior, ar fi amintit de cadre din cinematografie de la începutul secolului al XX-lea. La un moment dat, pe canapia, spălatul și încălzirea la un tânăr bărbat și un tată exemplar au durat doar două minute și Sava era fericit că tendințele modei moderne îl scuteau de bărbierit obligatoriu dimineața, altfel ar fi trebuit să cheltuiască încă cinci minute pentru a șta chipul. Stăpânul perfect al aspectului său, dar o săptămână de barbă îi dădea imaginii sale puțină brutalitate, ceea ce atrăgea femeile. Din camera copiilor se auzeau sunete, prin care Sava a determinat că cele două fiice ale sale se treziseră deja și se aflau în faza activă de pregătire pentru grădiniță. Desigur, s-a uitat în dormitorul micilor sale prințese. În cameră domnea un ordine aproape perfectă și chiar erau făcute paturile. Ultimul fapt a fost deosebit de plăcut pentru Sava, iar el a crezut că regimul militar, care fusese stabilit de mult timp de ei, disciplinează chiar și fetele. Pentru a încuraja fiicele sale, Sava, cu vocea unui facuir, a spus, sunteți niște fetițe minunate și pentru ascultare, veți primi un premiu astăzi seara. Înveți dezvălui secretele voastre, ce vă doriți cel mai mult. Fetițele au sărit în sus pe loc și pe rând au început să strige, înghețată. Aceste dorințe copilărești au răsunat în inima bărbatului cu un val de tandrețe, iar el le-a sărutat pe fete cu emoție. Veți avea azi și înghețată și la zoo. Dacă vă veți purta bine la grădiniță. Victoria i-a aruncat tatălui ei o privire condescendentă. Tati, suntem mari, iar tu vorbești cu noi de parcă am avea trei ani. Deci nu vedea vreo diferență deosebită între cele două perioade de vârstă, a fost nevoit să se scuze rapid. Îmi pare rău, domnișoară, dacă te-am jignit. Nu m-am gândit că e așa important pentru tine. De altfel, absolut toate femeile doresc să pară mai tinere. Sava Constantinovici învățase de mult să facă mai multe lucruri în același timp. În timpul conversației cu copiii, el le-a pieptănat părul cu mișcări antrenate și le-a făcut câte două cozi pe fiecare cap. Elisabeta, la fel ca tatăl ei, în timpul pregătirii de dimineață, își trăgea colanții. Ea se concentrase pe o singură idee și nu se lăsa distrasă de conversații străine. Prin urmare, a fost mai pregătită de ieșire în lume decât sora ei. La finalizarea procesului de îmbrăcare, Elisabeta a adăugat și ea o privire condescendentă și și-a exprimat propria opinie. Tati, acelea sunt doamnele adulte care vor să pară mai tinere, iar noi cu Victoria încă creștem. Când vom deveni mari, atunci totul va fi diferit. Sava Constantinovici a fost întotdeauna uimit de raționalitatea fiicei sale de șase ani dacă ar fi de crezut în extrasul din maternitate, Elisabeta s-a născut cu jumătate de oră mai devreme decât Victoria, așa că ea avea dreptul să-și asume rolul de soră mai mare. Și nu-i costa nimic să-i facă observații tatălui ei. În această dimineață de aprilie, fata a decis și ea să-i reamintească tatălui ei ce este cel mai important. Tati, nu crezi că am stat prea mult de vorbă, în 10 minute, unchiul Vasile va închide porțile și noi, ca și ultima dată, vom sta toată ziua la tine la serviciu. Sava Constantinovici și-a accelerat acțiunile. Perspectiva de a petrece o zi de lucru în compania gemenilor nu-i convenea, deoarece era asociată cu o serie întreagă de probleme suplimentare. Bărbatul nu s-a uitat la ceas pentru a se convinge de corectitudinea lui Elisabeta. El a ordonat cu un ton vioi. Hai, fete, Principala noastră sarcină este să-l depășim pe unchiul Vasile. Gemenii au primit acest apel cu entuziasm și, cu strigăte puternice, au ieșit din apartament. Din păcate, în tocmai acest moment, vecina de pe palier a decis să-și părăsească locuința. Ea a aruncat o privire oblică la fetele care țipau, apoi l-a privit cu o privire rece pe însuși Sava. Cu un ton moralizator, femeia a făcut o remarcă: comportamentul necontrolat al copiilor vorbește despre lipsa de responsabilitate a părinților lor. Bărbatul a zâmbit. Bună dimineața, Clara Sergeevna, ne pare și nouă foarte plăcut să vă vedem. Fetele au salutat și ele în mod prietenos pe femeia în vârstă. Bună ziua! Elisabeta a considerat că un singur urări de sănătate nu este suficient și a adăugat, și noi astăzi seara vom merge cu tata la grădina zoologică. Clara Sergeevna, cu același ton superior, a spus, sunt foarte fericită pentru voi. Ea și-a ridicat ochii la tavanul cabinei liftului și a rostit, îmi amintesc că în copilărie, părinții mă duceau la teatru, încercau să-mi însăfle dragostea pentru frumos, nu înțeleg ce este mai bun la grădina zoologică decât la teatru. Toată lumea a ghicit cu ușurință că această întrebare era adresată lui și fără intare, a răspuns vecinei Clara Sergevna. Comunicarea cu animalele este, de asemenea, benefică pentru dezvoltarea copiilor, deoarece astfel de contacte însăflă dragoste pentru frații noștri mai mici și pentru natură în general. Liftul s-a oprit și ușile s-au deschis cu scârțuit, eliberând pasagerii vecinei. Foarte mult i-ar fi plăcut să se certe și în speranța continuării dialogului, i-a rostit, acest lucru este evident. Această formulă obosită o folosesc doar atunci când nu au nimic de spus. Sava s-a întors. În prezent, chiar nu am nimic de răspuns, deoarece răul lung Vasile va închide în curând porțile grădiniței. Această tiradă bărbatul a rostit-o cu un glas distorsionat și fetele au scâncit din nou de încântare. Tata ți se potrivește foarte bine ca lui Carabas Parabas din povestea lui Pinocchio. Clara Sergeevna a rămas înmărmurită de uimire, deoarece, ca un adevărat cunoscător al artei, a fost uimită de abilitățile actoricești ale vecinului. Ea mormăit nedumerită, mi se pare că această replică seamănă mai mult cu un lup. Adevărul este că casiera de teatru nu a precizat ce lup anume i-a amintit de extemporalul lui Sava. La urma urmei, acest personaj negativ este prezent în multe basme, iar peste tot este diferit. Lăsând vecina în gânduri, familia Lalina s-a urcat cu toții în mașină, pe care capul familiei a lăsat-o cu grijă în seara precedentă pe parcarea de la intrare. Drumul până la grădinița cu numele romantic, Arcă, a durat exact trei minute. Un portar posomorât deja închidea porțile, dar Elisabeta a alergat repede la punctul de control. Un vasile, vă rugăm să așteptați, vă rog, a spus fetița. Ea a intrat prin crăpăturile înguste. A chemat-o pe sora ei. Hai repede, mișcă-te, tata! Mai departe, noi singure, pleacă la serviciu, altfel îți va da un avertisment. Toată lumea se uita cum fiicele, ținându-se de mână, mergeau pe potecă spre clădirea principală. Această imagine a provocat tandrețe, iar el a gândit ce repede cresc fetele noastre. Păcat că Diana nu vede asta. Gândurile sale triste au fost întrerupte de un sunet metalic neplăcut. Era un vasile care închidea porțile în felul său special, înfășurând stâlpii cu o lanț de fier. Văzând privirea uimită a lui Sava, portarul a spus semnificativ, este ultima oară când sunt atât de bun, data viitoare nu te voi lăsa să intri la noi sunt reguli pentru toată lumea și nu intenționez să fac excepție pentru încălcătorii cronici. Pentru prima dată în viață, Sava a fost încadrat într-o astfel de categorie. Termenul nu i-a plăcut, dar nu a vrut să intre în ceartă cu unc Vasile, pentru că ceasurile necruțător numărau secundele și minutele. Doar pe parcarea de lângă birou, el s-a uitat cu teamă la cadranul ceasurilor de marcă, cadou de la tatăl său de ziua de 30 de ani ei bine, am întârziat cu șapte minute. Acum șeful meu îmi va exprima nemulțumirea. Și din nou îmi va începe să mă doară dintele. A observat recent că atunci când vorbea cu șeful său, din motive necunoscute, îi apăreau o durere de dinți. Din acest motiv, a consultat chiar și un stomatolog cunoscut, dar acesta a râs și a spus, da, dinții tăi sunt invidia oricărui dentist, iar durerea este o formă de reacție negativă, asemănătoare cu alergia. A trebuit să creadă pe cuvânt specialistul, de șeful său era un om minunat și nu-i provoca niciodată emoții negative. Sava lucra deja de 9 ani într-o companie care oferă populației o gamă largă de servicii. Deoarece era unul dintre cei mai experimentați angajați, conducerea i-a încredințat cele mai responsabile sarcini, inclusiv întreținerea tehnică a mai multor mari companii. În ciuda complexității unei astfel de munci, inginerul de servicii la Lina era mulțumit de doi factori, în primul rând, salariul decent și, în al doilea rând, un program de lucru convenabil. Șeful său făcea ochii mari la întârzierile sistematice ale angajatului său, deoarece știa despre dificultățile vieții sale personale. Efimolegovici Ciocan nu-și dorea nici inamicului să rămână cu doi copii mici pe cap, așa că el personal și întregul lor colectiv unit îi ajutau pe cât posibil pe tatăl singur. Doar uneori liderul, în scopuri preventive, îi amintea subordonatului său, la Lina, înțeleg că ai o viață grea și încerc să-ți înțeleg situația, dar tu nu fi prea obraznic, măcar să vii la timp la serviciu. Te-ai înregistrat și poți face ce vrei, pentru mine cel mai important lucru este ca clienții să fie mulțumiți. Oricât de mult încerca Constantinovici, nu putea ține pasul cu programul. Dimineața se întâmpla câte ceva, și el întârzia la birou. El simțea înăuntru că și astăzi avea toate șansele să se încurce în necazuri, dar nu a apucat să ajungă la departamentul său, că i-a sunat telefonul. Pe ecran a apărut un set de numere familiare și tânărul bărbat a șoptit cu risa inare, șeful o să mă ia la rost acum pe deplin. Efimolegovici a ordonat scurt, la Lina, vină urgent la mine. Cu inima grea, Sava a intrat în recepție. Secretara i-a făcut semn că șeful îl așteaptă. Efim Olegovici studia niște documente. Pentru o clipă, și-a luat ochii de la hârti. La Lina, ești ca un olandez zburător. Numai ce îmi vine să te prind și tu te-ai evaporat ca un fantomă. Sava a implorat Efim Olegovici, dar știți că am circunstanțe speciale. Și cât timp o să te mai ascunzi în spatele acestei scuze? Ai găsi o femeie bună, te-ai căsători și toate problemele s-ar fi rezolvat și copiilor li s-ar fi găsit o mamă și ție o prietenă de viață Vă mulțumesc pentru sfatul valoros, dar nu am timp să mă pierd în romane. Și fetele mele sunt mature înainte de vreme. Toamna vor merge la școală, atunci va fi mai ușor. Șeful i-a indicat un scaun. Stai jos. Nu te gândi că mă bag în viața ta personală. Doar că îmi pare rău să văd cum te lupți singur, dar te-am chemat pentru o cu totul altă chestiune. Avem un client important în așteptare și nu vreau să-l pierdem. Studiază documentele și vezi ce putem face în materie de securitate. Tu ești profesionistul nostru în domeniu, așa că te-am decis pe tine pentru această lucrare. Toată lumea a luat o foaie de hârtie, iar el a continuat. Acesta este lista cu dorințele clientului. Ar fi mai bine să-i studiezi casa. Așa va fi mai sigur. Cred că până la ora 14 te vei descurca. Totodată te vei putea și odihni puțin. Sava nu se aștepta la un asemenea cadou generos din partea șefului. Efim Olegovici, mulțumesc! Nici nu visam la un astfel de surprize. Garantez că în 40 de minute veți avea un plan detaliat. Jucovic a întrerupt nerăbdător, cu planul nu te grăbi. Mai târziu vei discuta detaliile cu clientul. Prezintă-i mai întâi lista cu propuneri. Ce-ți spun eu, tu știi mai bine decât mine totul. Sava ar fi vrut să răspundă șefului, dar acesta a făcut un gest neglijent cu mâna, gata, lăline, nu mai lua timpul. Când Sava s-a apucat de mânerul ușii lui Efim, Olegovici a râs neașteptat, stai, lăline, ai o poreclă așa de bună. nu e așa că e fix în ochi. Recunoaște cum te trăsteau în școală. Sava simțea că se înroșește, dar a răspuns cu fermitate, mă temeau să mă atingă. Ce erai așa de dur? Nu eu, ci tata. El a fost șeful departamentului de poliție din raion, iar apoi al poliției. O, oh, doamne, Expresia feței șefului s-a schimbat brusc și a privit cu respect pe Sava. Nu-mi permit să te mai rețin. Sava Constantinovici, îți doresc mult succes. Lelina a părăsit biroul șefului și a oftat ușurat. A pus automat dosarul cu documente în servietă și s-a îndreptat spre departament pentru a-și anunța colegii de prezența sa. Klimbelozerov a ridicat ușor mâna în semn de salut. Prietenul și tovarășul său de muncă mânca ceva cu poftă, așa că nu era capabil să vorbească clar și ușor de înțeles. Sava i-a pus mâna grea pe umăr. Iarăși mănânci fără să te ridici de la masă, iar apoi lasi firimituri peste tot. Clienții măcar uneori iese din spatele biroului, căci în afară de lumea virtuală există și o lume reală. Prietenul l-a privit cu reproș. Ce a fost asta, Sava? ai vrut să mă enervezi de dimineață. Nu, ce să zic, mă îngrijorez de sănătatea ta. Atunci, bine, te iert pentru prima dată. Șeful te-a căutat de dimineață, știi. M-am dus deja să mă prezint, m-a trimis acasă în exil de două zile. Clima a sărit chiar în sus. Bă, ce noroc ca unii, iar eu stau aici și putrezesc. Ca să nu putrezesc definitiv, trebuie să mă scot uneori la aer. Bine plec, dar voi fi la dispoziție. Clima a făcut din nou un gest nedefinit cu mâna și s-a înfipt cu dinții în ceva învelit într-o batistă albă, care emana un parfum de mâncare. Sava i-a dat încă un sfat util prietenului. Ar trebui să te lași mai puțin de mâncare asta, e dăunătoare, dar gustoasă. Sava știa că e inutil să se certe cu prietenul, așa că a decis să nu piardă timpul și a ieșit pe ușă imaginația lui deja desena cum să-și petreacă ziua cât mai plăcut și cu maxim de folos. Dar fanteziile lui au fost întrerupte brusc de o doamnă necunoscută, care era blocată în turnichetul de la intrare. Ca un adevărat gentleman, Sava a ajutat-o pe fată să facă față dispozitivului necoperant, iar ea în semn de mulțumire i-a oferit o zâmbet fermecător. Vă mulțumesc enorm, dacă nu erați dumneavoastră, aș fi trebuit să stau captivă până seara pentru nimic, nu era nevoie. Paznicul nostru este un adevărat profesionist și salvează pe cei care nu pot trece testul de la intrare. Afecțiunile femeilor nu erau în planurile tânărului, așa că s-a grăbit spre ieșire, aruncând o privire fugară asupra acestei persoane ciudate. În cap i-a fulgerat o gând. În secolul 21, și unii nu pot face față unui dispozitiv atât de primitiv, cum ar fi un turnichet. Apoi a crezut că fata, posibil, era din provincie, așa că nu s-a putut orienta, dar aspectul acestei femei întâlnite întâmplător nu i-a rămas în minte, iar în curând a uitat complet de ea. Pe plan secund s-a mutat totul străin, iar el a încercat din timp să se pregătească pentru o undă pozitivă. Pentru un bărbat care crește singur doi copii, două zile libere părea o lux. Rămânea doar să se folosească corect de acest cadou de la șef. Moralul lui Alvolot s-a stricat puțin când a intrat în scara blocului său. Lângă lift, a văzut-o pe clasa Serghei, vecina sa ne Uitând că se întâlniseră deja dimineața, el a exclamat cu îndrăzneală, bună ziua, sănătăți. Vecina l-a privit cu un aer sever și apoi a clătinat din cap cu condamnare. Am mai vorbit deja cu dumneavoastră și mai puțin de o oră în urmă. Ești atât de tânăr, dar ai o memorie atât de proastă. Deci, aceste lucruri se întâmplă adesea cu cei care beau dimineața ceva mai tare decât cafeaua. Alvolod nu a înțeles imediat ce suspectează vecina sa, dar când a înțeles, a vrut să o trimită pe această bătrână scorpie departe, dar s-a abținut de la o grosolănie și a spus cu o voce jovială, nu judecați după dumneavoastră, clasa Serghei. Liftul s-a oprit cu un zgomot în dreptul etajului lui. Alvolod a pierdut orice dorință de a urca la etajul său în compania vecinei sale neplăcute. Chiar și gândul asta provoca proteste furtunoase în sufletul său sensibil. Iar pe spate îi alerga un escadron întreg de fiori. Prin urmare, Alvolod Constantinovici a decis să urce pe scări, iar un etaj l-a depășit în două secunde. Clasei Serghei a avut timp în acest timp să înțeleagă sensul ultimelor cuvinte rostite de vecinul său tânăr. Ea apucat să intre în lift și de acolo a strigat la întreaga scară: Ce vrei să spui? Mă numești alcoolică. Eu, o femeie bolnavă, care ți-ar putea fi mamă. Este o insultă, să știi că te voi reclama. Alvolod a urcat pe scări cântând un motiv ușuratic. Mâna mică de răzbunare a vecinei rele i-a ridicat puțin moralul. Dar nu a apucat să intre în apartament când telefonul mobil l-a amintit că omul modern nu poate deveni chiar și pentru o vreme invizibil. L-a sunat tatăl său. Alvolot, ai uitat complet de existența mea. Îți pasă dacă tatăl tău este în viață sau a murit? Nicolae Andrivici, fost colonel în poliție, era obișnuit să ceară ascultare necondiționată de la subordonați. Această atitudine o impunea și în familie, după pensionare. Deși al îi cerea mereu să nu mai fie atât de dur, de data aceasta a răspuns cu calm, tată, nu mă certa, știi că am multe de lucru. Nicolae Andrivici a clătinat din cap, dezaprobator, ce fel de treburi poți să ai? Sti toată ziua în biroul tău în fața calculatorului. Al s-a înfuriat, nu este așa, am o slujbă importantă. Nicolae Andrivici l-a întrerupt, disprețuitor, o slujbă importantă. Ce fel de slujbă importantă este asta? Ai grijă de niște computere. Asta nu este o slujbă, este o joacă. Alvolot s-a simțit jignit, tată, te rog, nu mai vorbi așa despre munca mea. Este o slujbă importantă și eu o fac bine. Nicolae Andrivici a clătinat din cap, condescendent, bine, bine, dar nu te gândi că ești cineva important. Ești doar un mic angajat care se ascunde în spatele unui computer. Alvolod a închis telefonul și l-a aruncat pe canapea. Era furios și dezamăgit. Întotdeauna se simțea neînțeles de tatăl său. Știa că Constantin Andrivici nu-l considera niciodată un adevărat bărbat. În ochii tatălui său, un bărbat adevărat era cineva care lucra în armată sau în poliție. Alvolod nu era nimic din toate acestea. Era doar un simplu inginer care lucra la un birou. Și pentru tatăl său, asta nu era suficient. Alvolod s-a ridicat și s-a dus la fereastră. Privea orașul de dedesubt. Era o zi frumoasă de vară. Soarele strălucea, iar cerul era albastru. Dar Alvolod nu putea să se bucure de frumusețea naturii. Gândurile lui erau la tatăl său. Își dorea să-l poată înțelege pe tatăl său, dar nu știa cum. Și se temea că niciodată nu va putea să-i câștige respectul. Alvolod a oftat și s-a întors de la fereastră. Apoi a luat un dicționar și a început să lucreze la un proiect nou. Trebuia să-și concentreze atenția pe altceva, altfel ar fi nebunit. Și, pentru moment, munca era singurul lucru care îl putea face să uite de necazurile sale. După câteva minute de gândire, Alvolod a făcut o concluzie filosofică: viața este o chestie ciudată. Toți ne grăbim, ne străduim să facem o mulțime de lucruri, și în această agitație uităm de cei care ne iubesc. Tatăl pentru Sava a fost principalul autoritate din copilărie, portretul său într-o ramă solidă a stat întotdeauna pe biroul programistului. Tânărul om i-a aruncat o privire fotografiei și a șoptit în liniște: tinete te bine, tată! cu siguranță vom reuși, dar mai întâi trebuie să mă familiarizez cu acest munte de hârtii. Alvolod a scos cu grijă din servietă dosarul pe care i l-a dat șeful în acea dimineață și a început să răsfoiască paginile scrise cu o mână neclară. Conținutul documentelor i-a stârnit nedumerirea și a țipat adesea, ce prostie! Mă întreb dacă cel care a scris asta are măcar cea mai mică idee despre programare. Ce fel de note de nebun mi-a dat șeful? un adevărat porc mi-a dat o muncă. Alvolod era deja gata să ia telefonul pentru a-i spune lui Zakov tot ce crede despre noul ordin, dar în acel moment în fața lui a apărut imaginea tatălui său și a răsunat fraza lui preferată, fiul meu, ține minte, ordinele de sus nu sunt discutate. Lialin a discutat de multe ori pe această temă cu tatăl său, dar Constantin Andrivici a avut întotdeauna dreptate. Dacă fiecare va face ceea ce vrea, nu va exista nicio ordine. Tocmai din acest motiv țara s-a prăbușit în anii 90 și nu trebuie să permitem repetarea acestei tragedii. Argumentele lui Alvolod erau slabe în fața acestui fapt dovedit de timp, deși el însuși își amintea destul de vagacea perioadă, dar există fapte incontestabile care confirmă că acele vremuri tulburi au trecut ca un tăvălug peste familia lor. Nicolae Lialin s-a născut și a crescut într-un sat mare. Tatăl său, Andrei Ilici, era respectat de săteni, deoarece timp de o sfert de secol a îndeplinit funcția de polițist local. De multe ori a prevenit infracțiunile, pentru care a primit mulțumiri de la superiori, dar cel mai mult pe micul Nicolae îl impresionava țeava din toc, pe care tatăl său o fixa la șold bogăta imaginația copilăriei picta cele mai captivante imagini ale luptei cu infractorii și Nicolae le povestea cu plăcere aceste povești inventate de el însuși colegilor de școală. Băiatul a crezut atât de mult în propriile sale fantezii, încât odată a descris într-un eseu cum tatăl său a reținut singur o întreagă bandă. Profesoara a apreciat abilitățile creative ale băiatului, acordându-i un zero. Pe lângă nota proastă, ea a decis să-i taie orice dorință de Anșela și a citit compunerea copilului în fața întregii clase. Dar colegii de clasă au ascultat povestea cu gura căscată, iar când profesoara a închis caietul, una dintre fete a spus, mare lucru, aproape ca la Conan Doile. Profesoara se aștepta la o reacție complet diferită. Spera că copiii vor condamna mincinosul, dar pe Nicolae lin toată lumea îl lăuda. Cel mai mult a supărat-o pe profesoară faptul că Galina Starostina, o elevă eminentă și o activistă, a luat partea mincinosului. Și profesoara a decis să-și spună părerea despre asta. Oho, ho, ho, ho! La Lin și Conan Doile, Starostina. N-ai putut să spui o prostie mai mare. Cum poți compara un clasic al genului polițist cu un mincinos banal, care folosește numele tatălui său atât de neglijent? Galca nu s-a lăsat intimidată. Eugenia Vovna în literatură există întotdeauna ficțiune artistică, chiar și scriitorii celebri folosesc acest procedeu. Apropo, Sherlock Holmes este un personaj fictiv. Deși a avut un prototip, profesoara nu i-a dat timp să-și termine gândul. Nu mai încerca să-l peri pe la lin. Eugenia Vovna nu era genul de persoană care să renunțe. Așa că a chemat la școală pentru o discuție serioasă pe tatăl lui Nicolae. Andrei Ilica a ascultat cu răbdare toate pretențiile dirigintei, iar apoi, spre surprinderea ei, a cerut pot să văd compunerea fiului meu. Desigur, fără probleme, a răspuns profesoara, căutând compunerea mult timp în grămada de caiete. Apoi, cu sarcasm, a spus iată opera fiului dumneavoastră, citiți. Andrei Ilic a citit compunerea fiului său cu interes. Și ce nu vă convine? La Nicolae nu sunt greșeli și este scris corect. Nu înțeleg pretențiile dumneavoastră. Eugenia Lvovna era nervoasă, pentru că din nou se înșelase în presupunerile ei. Ridicându-și vocea, a observat, desigur, înțeleg sentimentele dumneavoastră de părinte, dar aici nu este niciun cuvânt de adevăr. Și de unde știți asta? Această întrebare a pus-o pe profesoară în încurcătură. Femeia clipea ochi și a început să mormăie, dar ceea ce a scris fiul dumneavoastră pur și simplu nu poate fi adevărat. Eugenia Alvovna, cum puteți judeca despre ceva despre care nu aveți nicio idee. Și, în general, trebuie să vă spun că nu este bine să tăiați copiilor aripile la început de drum. Nu mă refer la fiul meu, ci la copii în general. În general, un profesor ar trebui să înțeleagă sufletele copiilor, dar dumneavoastră. Andrei Lici credea că o discuție suplimentară cu diriginta nu are sens, așa că a părăsit clasa fără să se despartă. Eugenia Lvovna a murmurat furioasă, dar și familia lui. Așa ceva nu o să-l las așa. Acest lalin o să-mi cânte. După acel incident, diriginta a început să se lipească de Nicolae de la orice ocazie. Atacurile ei zilnice i-au stricat viața băiatului, care într-o zi a declarat, nu mai vreau să merg la această școală. Andrei Ilici a încercat să-l liniștească pe adolescent, Nicolae, tu ești bărbat, fă -te că nu se întâmplă nimic. O să mai vorbesc o dată cu învățătoarea ta. Băiatul a obiectat, nu, tată, nu te mai implica, că o să faci și mai rău. M-am gândit că e mai bine să mă transfer la altă școală. Dar în satul nostru e o singură școală. Atunci o să mergi cu bicicleta la Casian sau la Olhovina. Andrei Leeci a cedat și a cerut directorului școlii din Olhovina, cu care era bine cunoscut, să-l înscrie pe fiul său. Într-o săptămână, și Galina Starostina s-a transferat la această unitate de învățământ. Colega lui a spus imediat lui Constantin, nu crede că am plecat din cauza ta, pur și simplu sunt întotdeauna pentru dreptate. Toamna și primăvara, adolescenții ajungeau la școala din Olhovina cu bicicletele, iar în zăpadă și iarna erau transportați la locul de studii. Tatăl lui Nicolae, Andrei Lici, repeta adesea o zicală, nu era necaz, așa că a cumpărat mătușa un purceluș, așa că și voi, copii, din cauza unui compus chinionist, ați organizat o demonstrație. În acele vremuri, în Occidentul decadent, tinerii luptau activ împotriva nedreptății, iar acest spirit luptător pătrundea treptat prin cortina de fier și în țara socialismului victorios. De aceea, mulți reprezentanți ai tineretului încercau încă de pe băncile școlii, prin astfel de metode neconvenționale, să-și dovedească dreptatea în fața bătrânilor. Adevărul este că, în timp, spiritul luptător se stingea treptat, iar Nicolae și Galina își făceau planuri destul de realiste au absolvit cu succes liceul și s-au despărțit în direcții diferite. Galina a intrat la universitate la secția de chimie tehnologică, iar Constantin a decis să continue cauza nobilă a tatălui său. După absolvirea școlii de miliție, a fost trimis în ținuturile natale. A lucrat ca agent de poliție în aceeași olhovina unde studiase, timp de aproape trei ani. Îi plăcea munca, dar nu erau mulțumit de amploare. Așa că a decis să se sfătuiască cu tatăl său. Tată, am respect pentru orice muncă, dar îmi doresc să mă realizez pe deplin. Andrei Lici nu avea ce altceva să facă decât să-i sfătuiască fiul, dacă nu simt satisfacție de la munca de agent de poliție, să intre la Academie, cât timp încă avea vârsta necesară. În toamna aceea, Nicolae a intrat la o instituție de învățământ superior, iar după absolvirea Academiei, cariera s-a decolat. La început a fost numit adjunct al șefului unuia dintre departamentele regionale, iar mai târziu a ajuns să conducă acest departament. Dacă în serviciu, la capitanul Lalin, totul era perfect, atunci în viața personală exista o lacună imensă. La 30 de ani, el era încă burlac. Părinții îi spuneau constant fiului lor, Nicolae, tu, din cauza muncii tale, așa și vei rămâne un nimeni de obicei el trecea totul în glumă, invocând lipsa de timp. Nici o femeie nu va vrea să mă împartă cu munca mea, dar o astfel de fată curajoasă s-a găsit. Era vorba de prietena lui de școală, Galina Starostina. Fostai colegi de clasă s-au întâlnit întâmplător într-un magazin universal din centrul regional. Le-a plăcut să vorbească, să-și amintească trecutul școlar, iar Constantin a luat de la Galina numărul de telefon, promițând că o va suna cât de curând va avea timp liber. Galina aștepta cu nerăbdare apelul, ea nici nu a reușit să-și construiască un cuib familial, pentru că considera că principalul lucru în viață este munca, dar odată cu vârsta, valorile s-au schimbat și Galina a realizat cu surprindere că pentru o femeie, totuși, personalul este mai important. Dar deoarece toate prietenele ei erau deja căsătorite, iar unele chiar apucaseră să divorțeze, Galina seara și în vacanțe suferea de singurătate. Când a întâlnit-o pe Nicolae, în care fusese îndrăgostită în secret în tinerețe, o scânteie de speranță a aprins timid în inima ei. A început să-l aștepte cu răbdare pe apelul lui, dar Constantin Andrivici s-a anunțat abia după două săptămâni. El și-a cerut scuze, apoi a spus cu un zâmbet. Ca să nu se mai întâmple un astfel de forțat, te invit chiar acum la un restaurant, cred că într-o atmosferă relaxată ne va fi mai confortabil. Galina a fost de acord fără să ente. Mai târziu, când cavalerul ei mereu ocupat a propus, Galina, noi suntem oameni destul de maturi, așa că-ți spun direct, să locuim împreună. Văzând cum pe fața fetei a trecut o umbră, el a adăugat, îmi pare rău, m-am exprimat stângaci, nu știu să vorbesc frumos cu un cuvânt, te rog să devii soția mea. Galina a fost de acord, după o lună s-au căsătorit, iar după încă șase luni s-au mutat într-un apartament cu trei camere. Deși locuințele erau considerate de stat pentru o tânără familie, acest lucru nu avea o mare importanță, iar în curând soții au avut primul copil, un fiu, Sava. Acesta a fost prima călătorie de familie cu mașina proprie. Întâi Veselov a vrut să folosească trenul, dar când și-a dat seama că ar trebui să petreacă în călătorie aproape jumătate de zi, a renunțat la această idee. Părintele grijului a ținut cont de vârsta fiicelor sale și de activitatea lor crescută. El știa că fetele sale nu vor putea sta mult timp pe un loc și vor alerga prin vagon, deranjant ceilalți pasageri. Și-a gândit că, deși există multe riscuri, drumul cu mașina lor va fi mai rapid când le-a spus fiicelor că vor merge la bunic cu mașina lor, Victoria a sărit de bucurie și a făcut un truc acrobatic. Ura, vom merge la bunic în vizită, cu mașina tatei. Elisabeta a reacționat mai calm la călătoria viitoare și chiar i-a dat tatălui ei un sfat rezonabil. Tată, trebuie să ne oprim în centrul comercial și să-i cumpărăm bunicii un cadou. Nu se poate veni în vizită fără cadou. Bunica s-ar putea supăra pe noi. Sava a crezut că Elisabeta va deveni o adevărată gospodină, pentru că el, în grabă, a uitat de acest lucru important, iar fica lui a mintit. El a avut din nou un gând trist despre Diana, care a murit atât de ridicol din cauza propriei sale nepăsări. Amintirile despre soție, căsătoria cu care a durat doar trei ani, au răsunat întotdeauna dureros în inimă, dar această durere s-a estompat în timp, iar cel mai trist lucru a fost că Veselov începea să înțeleagă că căsătoria lor rapidă a fost o greșeală. Bărbatul se prindea adesea gândindu-se, oricum, mai devreme sau mai târziu, Diana și cu mine ne-am fi despărțit, pentru că eram prea diferiți. Poate că tocmai această conștientizare a greșelii îl împiedica pe Sava să se decidă pentru o a doua încercare de a-și aranja fericirea personală. În toți cei patru ani și jumătate, tânărul văduv a îndrăznit doar o singură dată să înceapă o relație cu o colegă de muncă. Dar Aneca Ziminal a dezamăgit foarte repede, când într-o companie a vorbit imprudent despre fericirea familială. Personal, nu cred în poveștile de dragoste, toate acestea sunt inventate pentru naivi trădătorii care ar trebui să niveleze curba demografică. În opinia mea, factorul de conducere în construirea unei familii este bunăstarea materială. Când oamenii au bani, își pot permite un anumit nivel de confort, și cu cât au mai mulți bani, cu atât viața este mai confortabilă. Iar când o persoană se află în condiții de maxim confort, încearcă să le păstreze. Climbelo Zero a obiectat atunci, Necai, după tine. Nu este nevoie de nimic altceva omului decât o mâncare gustoasă și o pătură caldă. Cred că această existență primitivă este capabilă să mulțumească creaturi care sunt obișnuite cu un stil de viață parazit. Despre copii a uitat cu totul. Iar tocmai copiii sunt principalul stimulent pentru crearea și păstrarea unei familii. Anișca a ascultat pe Clim și a pufnit cu dispreț. După tine, Clim, multe cupluri căsătorite nu doresc deloc să aibă copii și în această decizie sunt multe avantaje. Anișca a vrut să continue să-și dezvolte ideea, dar Clim a închis-o cu o singură frază, nu aș vrea să am o astfel de partener în viață, Ania. Și este bine că majoritatea femeilor sunt vorbărețe și își dezvăluie tot ce au în cap. Datorită acestei caracteristici, poți afla cu cine ai de-a face. Anișca a fost foarte jignită de clim, iar Veselov s-a grăbit să încheie relația care tocmai începuse. Fata s-a mirat de schimbările bruște de dispoziție ale admiratorului ei și chiar a cerut explicații. Fără a intra în detalii, Sava a răspuns calm, Ania, nu va funcționa între noi. De ce? Nu crezi în dragoste, iar eu cred. Nu-ți plac copiii, iar eu am două fiice. Ania, nu am nimic împotriva fetelor tale. Se poate angaja o guvernantă, salariul meu îmi permite. Fetițelor mele le trebuie o mamă, nu o zânărea. Anișca și Sava s-au despărțit pentru totdeauna, dar în sufletul tânărului bărbat, după o scurtă relație, a rămas totuși un gust neplăcut. Desigur, Sava nu intenționa să ducă o viață monahală, dar visa să întâlnească o femeie simplă și bună care să poată deveni mamă pentru gemene. Și cu cât fetele deveneau mai mari, cu atât mai des această idee vizita un tată singur. El s-a gândit la viața lui dezordonată și în timpul călătoriei în regiunea vecină, unde tatăl său a decis să-și petreacă restul vieții. În prima jumătate a drumului, fetele s-au ocupat de jocuri, apoi s-au săturat de distracție și au adormit. Sava a respectat regimul de viteză minim pentru a nu-i perturba somnul micilor prințese, și până la sfârșitul drumului era atât de obosit încât abia nu a căzut. Când a ieșit din mașină, tatăl său, Constantin Andrivici, l-a întâmpinat la poarta micului, dar foarte bine îngrijit, moșiei. Nepoțelele au atras imediat atenția bunicului, le-au bombardat cu întrebări, bunicule, unde este capra. El știe deja să meargă. O putem juca colonelul în retragere a reușit să răspundă la întrebări, în același timp a pus masa. Sava a urmărit aceste pregătiri, iar ochii s-au lipit. Ultima amintire pe care a auzit-o a fost cuvintele tatălui său, Elisabeta, Victoria, lăsați-l pe tata să se odihnească puțin după drum, iar noi să mergem să vedem ce face Borca, capra noastră. Veselov a crezut că tatăl său a ales un nume potrivit pentru capră. După această gândire, el a fost complet deconectat de realitate și a căzut într-o plăcută semison. I-a visat pe mama sa, ucisă de bandiți, apoi a apărut imaginea Dianei. El chiar a reușit să gândească în vis că peste bărbații din familia Veseloi există un fel de blestem, pentru că bunica a murit nu din cauza ei, la o vârstă foarte fragedă, aceeași soartă a așteptat și mama lui, iar apoi soția lui. El nu a avut timp să-și termine gândul, pentru că tatăl său l-a atins ușor pe umăr. Sava, ajunge să dormi, e timpul să mâncăm și să bem ceva mic pentru că ne-am întâlnit. Sigur, tată, sigur vom bea, doar lasă-mă să mă trezesc. A încercat să iasă din dulceața viselor sale și a mormăit, ce misticitate! Mulțumesc, tată, că m-ai trezit, altfel mi s-ar fi părut o prostie. Și ce sau pe cine ai văzut? Nu-ți vine să crezi, tată, mai întâi mi s-a visat bunica, apoi mama, puțin înfricoșătoare. Și nici măcar nu mă gândeam la ei. Bătrânii spun că morții visează la schimbările vremii. Probabil că va ploa. Au transmis la televizor și barometrul meu arată. Nicolae Andrivici a arătat cu degetul spre un aparat care atârna pe perete, asemănător ca aspect cu un compas. Veselov s-a ridicat din scaunul în care îl prinsese somnul. Pentru a se trezi complet, bărbatul a început să-și frece articulațiile înțepenite, împărtășindu-și în același timp preocupările cu tatăl său. Nu m-am gândit că voi suporta atât de greu această călătorie. Nimic surprinzător. Tu te plimbi prin oraș în cinci minute și ești pe loc. Eu însum mă tem să plec la distanțe lungi, deși am mai multă experiență decât tine. Nicolae Andrivici se pregătea deja să-i povestească fiului său despre dificultățile vieții de fermier, dar când l-a văzut cu o legătură de neascuns îngrijorare, a întrebat: Unde sunt fetele? Nu le poți lăsa singure, că altfel pot face niște prostii. Nicolae Andrivici a zâmbit, neavând grijă să-i însufle fiului său un plus de frică. Nepoțelele tale sunt în grijă. Vino cu mine, vei vedea ce distracții au inventat doar nu le speria. Veselov a urmat pas cu pas tatăl său prin labirintul de coridoare înguste. Tatăl său l-a uimit mereu cu originalitatea sa, iar când, după o carieră polițienească tumultuoasă, ofițerul în retragere s-a îndreptat direct către ținuturile natale pentru a deveni fermier. Sava l-a luat în râs. Tati, tu nu vei putea trăi în sat și viața liniștită și măsurată nu este potrivită pentru tine, Vrei să te superi, vrei să nu, dar nu cred că vei deveni fermier. Nicolae Andrivici atunci nu a încercat să dovedească nimic, dar a observat înțelept: Eu în sum sunt puțin îndoit, dar trăim și vom vedea. După ce și-a salvat viața la locul de muncă, colonelul în retragere s-a îndreptat direct către ținuturile natale. Apartamentul din centrul regional l-a donat fiului său. Voi sunteți tineri, vă este mai convenabil să trăiți în oraș, iar eu voi găsi un refugiu în sat, acolo e mai liniștit. Adevărul este că de la satul mare în care a crescut, nu mai rămăsese aproape nimic. Casa părintească era într-o stare atât de deplorabilă încât era înfricoșător să intri în ea. Constantin Andrivici s-a întristat puțin și s-a dus să ceară sfatul autorităților locale, Funcționarii au înțeles situația ofițerului pensionar și au promis să-l ajute în toate modurile posibile. Lălin a primit un teren în apropierea casei tatălui său, iar apoi totul a mers ca pe roate. Bărbatul a pus în ordine casa și a construit două grajduri. A cheltuit toate economiile sale pentru aceste transformări, dar nu a regretat. Când fiul său i-a propus să-i trimită bani, el a declarat ferm mulțumesc, Veselov, pentru participare, dar eu o să mă descurc singur, mă voi ocupa de agricultură, poate că va ieși ceva. Pentru început, Constantin Andrivici a luat câțiva iepuri, deoarece avea experiență în a interacționa cu aceste animale. Puțin mai târziu, Lelina a decis să-și extindă gospodăria și a luat două capre, iar anul trecut a achiziționat încă una, care i-a dăruit un ied pe nume Boris. Ca fost angajat al organelor de interne, Lălin nu putea să permită ca în subordinea sa să locuiască persoane fără nume, așa că toate, inclusiv iepurii, găinile și caprele, aveau nume personale. Auzind din depărtare țipetele încântate ale fiicelor sale, Veselov s-a îndreptat hotărât în direcția celor sunete, dar Constantin Andrivici a șoptit, stai, nu te grăbi, vino aici să te uiți ce fac. Veselov a urmat mâna tatălui său și abia a reținut râsul. Cele două surori îl cărau pe micul ied pe un trotinet pentru copii, iar cele trei capre adulte priveau această scenă. Se părea că Milca și Ecaterina ard de nerăbdare să se dea și ele în tură, dar mama Borisului, Nastia, de teamă pentru puiul ei, bleatera tare și privea cu îngrijorare la fete. Victoria i-a explicat tinerei mămici, nu-ți face griji, Nastia, nu va cădea, îl vom învăța să meargă cu trotineta, iar apoi pe Boris l-o să-l angajeze bunicul la circ. Bărbații s-au uitat unul la altul. Așa că, a întrebat tatăl, recunoaște, le-ai însăflat tu aceste planuri, nu-i așa? Ele singure le-au inventat, sunt visătoare, toți după tată. Această concluzie, Constantin Andrivici a făcut-o cu mândrie, dar momentul său de glorie a fost scurt pentru că fiul său a întrebat, și dacă înțeleg bine, acesta este surpriza ta pentru nepoate, în afară de iet, le-ai decis să le oferi trotinete colonelul s-a lăsat în jos cu o zâmbet. Așa este, iar ce e rău în asta? Nu, cadoul este în regulă, la noi în oraș toată prunceria se plimbă pe astfel de jucării, dar tu ai spus că fetele sunt sub supraveghere, dar eu nu văd pe nimeni, în afară de cosa, edul și eu, în apropiere. Bărbatul în vârstă și-a întors privirea în altă parte și a început să rearanjeze grădina cu unelte. Acest comportament a trezit suspiciunea fiului. Recunoaște, tată, mai ai ceva în plan, Constantin Andrivici, de ce naiba s-a întors, parcă ar fi vrut să se asigure că nu este urmărit. Apoi a privit cu atenție dincolo de colț. Zinaida, unde te-ai ascuns? În apropiere s-a auzit un glas feminin plăcut. Zinaida, unde te-ai ascuns? În apropiere s-a auzit un glas feminin plăcut. Aici sunt Constantin Andrivici, am decis să fac puțină ordine în grajd toată lumea nu a avut timp să clipească. O tânără femeie drăguță, cu părul blond împletit într-o coadă strânsă, cu obrajii roșii de sănătate, a apărut în fața lui. Pentru o clipă, lui Sava i s-a părut că a nimerit accidental în trecut, pentru că în această zi Naida nu era nimic de la o femeie modernă. Tânărul bărbat a fost șocat, iar fata i-a zâmbit deschis și i-a întins mâna. Zinaida, te imaginam cu totul altfel, a spus ea. Nu voia să pară nepoliticos, și a strâns ușor mâna fetei. Interesant, cum arătam în imaginația ta. Zinaida a scos un sunet puternic, asemănător cu un chicotit. Mă gândeam că ești tot așa de avansat. Toți informaticeni sunt de pe altă lume. Eu lucrez la poștă, și la noi a venit și unul așa din oraș. Ne-a instalat o programă. Și ce te-a impresionat la acel tovarăș? Zinaida a coborât privirea. Povestea niște povești nemaipomenite și chiar ne-a invitat la discotecă. Păcat că a plecat. A doua zi, Sava a început să se uite în jur în speranța de a-și găsi tatăl. Deja înțelesese ce plănuia bătrânul și era foarte dor să discute despre asta. Zinaida, care încă stătea în apropierea grajdului, unde tatăl său amenajase un adăpost pentru capre, a schimbat subiectul conversației. Aveți niște fetițe minunate. Dacă nu e secret, unde e mama lor? Sava a răspuns cu iritabilitate. Nu avem mamă, ea a murit. Ochii zinaidei s-au marit. O, îmi pare rău. Poți să-mi povestești ce s-a întâmplat? Sava a simțit că, dacă ar fi primit încă un răspuns, ar fi fost obraznic cu această Zinaida, pentru că nimeni, nici măcar cei mai apropiați prieteni, nu îndrăzneau să se amestece atât de obraznic în sufletul lui. Din fericire, la timp a apărut Constantin Andrivici. Ce faceți, tineri? Am venit! Am apucat să ne cunoaștem! E timpul să mâncăm! Elisabeta, Victoria, lăsați-l pe Boris să se odihnească. Elisabeta a apucat capra și a târât-o în grajd. Victoria a mers după ea și a început să se certe, e nedrept. Și eu vreau să-l îngrijesc pe Boris. Crezi că dacă ești mai mare, ai voie la tot? De ce tot te plângi? Am stabilit că ne vom aranja să-l ținem pe rând. Sava a văzut că se pregătește un scandal și a decis să-și aducă fiicele la rațiune. Acum opriți-vă! dacă vă veți certa, bunicul nu vă va lăsa mâine să vă jucați cu capra și să vă luați înapoi trotinetele. Elisabeta a strâns ochii. Tată, ne speri doar. Un cadou este un cadou și nu se ia înapoi. Sava a fost din nou surprins de înțelepciunea fiicei sale mai mari. Cine a decurs într-o atmosferă plăcută. Zinaida se simțea ca o gazdă în casa tatălui lui Sava și se plimba de la masă la bucătărie. Sava a ghicit că i-a gătit atâtea mâncăruri simple, dar foarte gustoase. I-a fost rușine că îi vorbise urât femeii, așa că, dorind să-și repare greșeala, a început să o întrebe pe tânără despre viața la țară. Zinaida a împărtășit cu plăcere cu el gândurile sale. Și eu visam să fug în oraș când eram tânără, dar părinții mei erau bolnavi și nu-i puteam lăsa. M-am angajat la poștă și m-am obișnuit. La urma urmei, cineva trebuie să trăiască și la țară. Singurul lucru rău este că sunt foarte puțini bărbați aici. Zinaida a privit din nou pe Sava cu o speranță neascunsă, dar el a făcut pe nesimțitul. Deoarece cina de familie a durat mult, a trebuit să o conducă pe Zinaida acasă. A văzut cum ochii tatălui său străluceau de triumf. După ce s-a întors de la plimbare, Sava s-a repezit la Constantin Andrivici tată, măcar să mă avertizasești. Nu sunt un copil să-mi faci astfel de prostii. Tatăl lui a trecut la atac. Dar ce nu-ți place la Zinaida? E o femeie bună, nu-i răsfățată de viața de oraș. Dacă tot ești așa de pretențios, o să rămâi singur, ca mine. Vocea tatălui a tremurat și lui Sava i s-a făcut milă de bătrân. L-a îmbrățișat pe umeri. Îmi pare rău, tată, dar această femeie minunată nu-mi place. Tu ești bărbat și trebuie să mă înțelegi că îmi plac femeile cu totul altfel. Te înțeleg. Am vrut doar să te ajut. Am foarte frică, fiule, să nu repet soarta mea. Bine, vorbim mâine, când vom avea timp. Acum e timpul să dormim. Sava a văzut cum tatăl său s-a apropiat de vitrină și a privit mult timp la portretul mamei. Sava era foarte mic când Galina Alexandrovna a murit. Părintele i-a povestit detaliile acestei tragedii familiale când era student la facultate. Galina Alexandrovna a fost una dintre primele femei de afaceri care au decis să trăiască după noile reguli. Femeia știa perfect că, conform acestor reguli, trebuia să dea o parte din încasări celor care țineau umbrela. Dar ea credea că funcția soțului ei era o garanție sigură pentru ea. Așa că a refuzat categoric să îi îndeplinească această condiție. Și a murit chiar pe scări, lângă apartament. Soțul și fiul au auzit sunete ciudate, dar când au fugit pe scări, era prea târziu. Galina Alexandrovna a murit în brațele soțului ei. Înainte de a muri, a reușit să spună: Nicolae, ai grijă de tine și de fiul tău. Criminalii au fost prinsi și condamnați la închisoare pe termen lung. Dar familia Lalin a suferit o pierdere ireparabilă. Au trecut aproape un sfert de secol, dar Constantin Andrivici nu și-a revenit. Bărbatul nu putea imagina o altă femeie lângă el. Cele 14 zile petrecute, la bunic au zburat ca o clipă. Fetițelor le-a plăcut atât de mult viața la țară, încât nu voiau să se întoarcă acasă. În ajunul plecării, Elisabeta a aruncat o undiță. Tată, ai spus că noi cu Victoria suntem mari. Sava a ghicit imediat viclenia fiicei sale, dar nu a dat nimic de bănuit. Desigur, sunteți mari. Toamna veți merge la școală. Dar dacă suntem mari, atunci putem sta puțin la bunic. Nu, fiica mea. De ce? Pentru că bunicul este deja bătrân și nu se poate descurca singur. Îl vom ajuta pe tăticul meu. Noi deja știm să avem grijă de capre, și iepurii nu se tem de noi. Știi, Victoria chiar a ținut în brațe unul și nu s-a speriat. Mă bucur foarte mult pentru voi, dar trebuie să ne întoarcem acasă. Trebuie să mergeți la grădiniță și la mine la muncă, iar la bunic vom veni cu siguranță vara. Atunci Boris va fi deja mai mare. Această promisiune le-a liniștit puțin pe fete, iar el a auzit pe undeva cum surorile se pregătesc să-i coase caprei o rochiță frumoasă, în care va putea să cânte în circ. Un scurt timp de odihnă a avut un efect benefic asupra stării morale a tânărului tată. Sava simțea un val de energie când, în luni dimineața, se urca încet pe etajul său. Climbelozerov l-a privit cu uimire. Sava, totul e în regulă cu tine, da, de ce îmi pui o întrebare atât de ciudată? Pentru că ai venit la timp astăzi. Am crezut că s-a întâmplat ceva în timpul călătoriei. Sava s-a așezat lângă el. Știi, nu ești departe de adevăr. Tatăl meu a decis să aibă grijă de mine și a aranjat cununie. A găsit în sat o mireasă potrivită, în opinia sa, și mi-a trebuit să petrec o seară întreagă cu ea. Clima a fost încântat de această veste atunci te pot felicita. Sava a dat din mâini. Vai, prietenul meu, cununia a fost anulată, deoarece Mireasa nu mi-a plăcut și, în general, nu mă inspira această temă. Probabil m-am obișnuit deja cu o astfel de viață, când totul este clar, totul este pe pilot automat. Pe de o parte ai dreptate, dar pe de altă parte, fără femei, lumea asta nu este interesantă. Când ai ieșit ultima dată la întâlnire, Clim l-a privit direct în ochi pe Sava. Nu-ți vine să crezi, dar a fost ieri, doar că nu a fost o întâlnire completă. Belozerov a devenit serios. Îți voi spune în imagini cum a fost. Deci, am ieșit la prânz cu cinci minute mai devreme decât era planificat și, chiar la intrare, am dat peste o doamnă, se tot învârtea acolo. Probabil aștepta pe cineva, ei bine, așa că am dat peste ea, m-am cerut iertare, ea zâmbește și tot mă privește, iar privirea ei este de parcă mi-a înțepat inima. Clim, asta nu este inima, ci stomacul tău nemulțumit ți-a amintit de sine. Nu exclud un astfel de scenariu, dar tu mă distragi de la subiect. Deci, am dat peste ea ca două trenuri care se întâlnesc într-un tunel îngust. M-am cerut, desigur, iertare, iar ea a întrebat cum să ajungă la biroul directorului. Am condus-o la biroul șefului, iar apoi m-am dus la patiserie. Întorcându-mă la birou și ea se plimba pe alee, bine, m-am alăturat ei. Și asta este în opinia mea, pentru început, nu e rău. Am vorbit despre asta, despre asta, i-am lăsat coordonatele mele. Ți-a lăsat și ea numărul ei de telefon. Nu, a spus că a pierdut telefonul mobil în urmă cu câteva zile și încă nu a cumpărat unul nou. Sava, dă drumul, Clim. Acesta este un indiciu subtil al unor circumstanțe grozave. Cred că ai căzut în plasa unei escroace. Dăm drumul, Lialin, îți apare o subvenție peste tot. Nu te supăra, dar mă îngrijorez pentru tine. Ești atât de naiv încât să te păcălească cu ușurință. Belozerov nu a răspuns și s-a uitat fix la monitor. Sava a decis și el să se apuce de treabă și a intrat în biroul său. A dedicat toată prima jumătate a zilei unui nou ordin. Pentru a clarifica unele detalii, a trebuit să contacteze clientul și, după o scurtă conversație telefonică, acesta a promis să sosească la birou după prânz. Pentru ca întâlnirea de afaceri să nu fie anulată, Sava Constantinovici a decis să amâne masa pentru mai târziu. Clim se îngrijora de prietenul său, Sava oamenii devin iritabili și răi de foame. Dacă este dificil să te desprinzi de scaun, îți pot aduce un gustări în birou. Lialin a făcut un gest cu mâna. Mulțumesc, Clim, dar nu trebuie să te deranjezi. Imaginează-ți ce miros va fi în birou, chiar și după un mic dejun ușor. Vreau să fac o impresie bună clientului. Merită să îndur puțin. Dar vezi tu, Clim s-a dus la locul de luat masa, iar Sava s-a cufundat din nou în studiul documentelor. Clientul a sosit la ora exactă, în jurul orei ora 14. Ei au discutat despre noul proiect, după care clientul a sugerat. Cred că ar fi mai bine să vedeți pe loc ce este vorba. Este vorba de niște nuanțe, de caracteristicile arhitecturale ale clădirii pe care o închiriem firma noastră. Cred că este important să le luăm în considerare. Lialina a considerat propunerea clientului rezonabilă și a fost de acord să plece la fața locului. În parculet lângă birou, el a observat o tânără femeie care, după descriere, semăna cu prietena lui Klim. În cap i-a fulgerat o gând, iată ce face dragostea cu oamenii, săraca fata așteaptă pe iubitul ei, nici nu bănuiește ce se întâmplă. A vrut chiar să-i sune prietenului său, dar s-a răzgândit pentru că era nepotrivit să poarte conversații străine în prezența clientului. A gândit nimic când mă voi întoarce, atunci îl voi bucura. Dar curând Lialin a uitat cu desăvârșire de dragostea înfloritoare a prietenului său și de orice altceva, pentru că restul zilei l-a petrecut în biroul clientului. Clădirea era într-adevăr plină de surprize neplăcute. Sava a înțeles cu regret că va trebui să-și schimbe radical abordarea în dezvoltarea proiectului. Clientul a întrebat cu un ton apologetic, spuneți-mi sincer, domnule Lialin, nu v-am dat o sarcină imposibilă. Deoarece Lialin era obligat să-și păstreze reputația companiei sale, a răspuns cu optimism, orice sarcină are o soluție, dar, desigur, va trebui să ne gândim bine. Vă vom plăti orice, nu intați, doar că nu avem alte opțiuni. Și o rugăminte insistentă, dacă se poate, faceți proiectul cât mai curând posibil, deoarece ne aflăm într-o situație disperată. Lialina a asigurat clientul, voi încerca. La plecare, el nu a vrut să se întoarcă, dar și-a amintit că mașina lui rămânea pe parcarea de serviciu. De asemenea, se grăbea foarte mult, pentru că trebuia să-și ia fetele de la grădiniță. A vrut să treacă pe lângă parculet, dar a observat acea tânără femeie pe care o întâlnise după amiaza. Ce ciudată persoană să stea aici o zi întreagă! Ce ar putea să facă? Aceste gânduri, ciocnindu-se unul de celălalt, i-au fulgerat prin cap și au dispărut. El nici măcar nu a privit-o pe necunoscută și abia în mașină și-a amintit că o văzuse undeva înainte. Sava a început să răsfoiască în memoria evenimentelor din ultimele zile și a fost luminat. Aceasta este aceeași femeie căreia i-am ajutat să treacă de turnichet la intrare săptămâna trecută. Este interesant, foarte interesant, pentru că nu e degeaba această doamnă să freacă zilele acestea pe lângă biroul nostru, deci are un scop anume. A doua zi dimineața, necunoscuta nu a fost la locul ei obișnuit, dar seara ea s-a plimbat din nou prin parculet. Sava avea o dorință nebună să o interogheze pe această doamnă, dar a trecut din nou pe lângă ea. Această joc nesăbuit îl speria pe bărbat și, în același timp, îi adăuga adrenalină în sânge. Ca măsură de precauție, el l-a întrebat pe Clim: Ți-ai amintit că ai povestit despre fata cu care te-ai cunoscut la intrare, cum merge cu ea? Clim a dat din mână disperat. Niciodată nu mi-a sunat. A trecut o săptămână și cred că nu mai merită să aștept apelul ei. Sava ar fi vrut să-l liniștească pe prietenul său, dar nu putea, pentru că își dăduse seama că necunoscuta vâna chiar pe el. Rămânea să afle motivul care o determina să urmărească un modest inginer de servis. Și un astfel de caz a apărut în curând. Toată săptămâna, fetele au aruncat priviri către tatăl lor, Sava a calculat că cel mai convenabil loc pentru trotinetele lor era în hol, așa că suferința fetelor de două ori pe zi, dimineața și seara, ajungea la un punct critic. În vineri, situația a atins apogeul și fetele au început să-l bârfească pe tăticu. Ne dorim atât de mult să ne plimbăm, de ce nu ne permiți să ieșim în curte? Sava le-a explicat calm că astfel de activități sunt periculoase în curte, pentru că acolo circulă mereu mașini. Îndurați până duminică, vom merge cu voi în parc și vă puteți plimba cât doriți. Fetele s-au înviorat puțin. Pentru a fi mai convingător, a întrebat. Nu ne vei înșela, nu ne-ai înșelat niciodată. Nu, așa că și de data aceasta voi îndeplini promisiunea mea. Fetițele abia aștepta weekendul, ca tatăl lor să nu se răzgândească și să nu le lipsească de plimbare. Pentru un comportament rău, au respectat cu strictețe toate instrucțiunile sale. După micul dejun, fetele s-au îmbrăcat singure și, cu fețe strălucitoare, au ieșit în hol. Tată, suntem gata! Sava era încântat de propriile sale metode de educație. Nu se aștepta ca motivația corectă a copiilor să poată da rezultate atât de uimitoare. A aruncat o privire critică asupra fetelor. A spus cu veselie. Dar ce ar trebui să spun că sunteți grozavi, luați-vă trotinetele și înainte. Fetele au ieșit pe scara blocului cu țipete de bucurie. Nu a apucat Aliosa pese butonul liftului, când din apartamentul vecin a apărut capul creț al Clarei Sergei. Femeia a uitat din nou că oamenii politicoși se salută la întâlnire. I-așa exprimat imediat protestul hotărât. Mă întrebam de unde vine în casa noastră un asemenea zgomot, de la care mi se rupe capul în bucățele, iar asta se dovedește a fi vecinii mei care se plimbă prin apartament pe role. În timp ce Clara va vorbea, Lialin și-a încărcat în mod prietenos în cabina liftului. Vecina a frânat puțin și a fost strânsă de ambele părți de ușile automate. S-a eliberat singură, dar s-a uitat oblic la Sava vă rog insistent să aduceți ordine în spațiul de locuit ocupat de dumneavoastră. Clara Sergheieva, vă asigur că avem ordine perfectă și nimeni nu se plimbă pe role prin apartament. Apropo, acest dispozitiv cu roți se numește trotinetă. Bunicul le-a dăruit nepoatelor când am fost în vizită la el. Ochii Clarei Sergheieva s-au înmuiat și a zâmbit. A privit cu drag la fete. Ele sunt atât de drăguțe. Nu e de mirare că bunicul le răsfață. La mine, nepoții sunt departe, în altă țară, și mă vizitează foarte rar. Liftul a ajuns la destinație. Toți pasagerii au sărit în același timp spre ieșire. Sava a spus calm fetelor, v-ați uitat să lăsați pe cei mari să treacă înainte. Surorile au cedat calea vecinei. Și ea s-a topit complet. Bravo! Ascultați-vă tatăl! Aprecierea vecinei a încântat-o pe Elisabeta, care chiar a făcut un pas către apropierea de vecină. Voi sunteți, de asemenea, drăguți. Dacă doriți să veniți la noi în vizită, vă vom povesti despre bunicul nostru, el are o fermă și acolo trăiesc capre și iepuri. Doamne, ce drăguți! Sava se uita la vecină și se mira de cum un zâmbet poate transforma o persoană. Această femeie mereu posomorâtă arăta cu zece ani mai tânără iar în ochii ei scântei au scântei năzdrăvane. Clara Sergeieva, chiar veniți seara la ceai, că tot atâția ani locuim unul lângă altul și ne întâlnim doar la lift. Mulțumesc pentru invitație, tovarășe Alio, voi veni cu siguranță, voi coace niște clătite. Conversația scurtă cu vecina a adăugat emoții pozitive și Lialin, într-o dispoziție excelentă, s-au îndreptat spre parc, unde deja clocotea viața duminicală. Bebeții se jucaseră cu nerăbdare în nisip, iar copiii mai mari se dădeau în tobocane. În parc erau și tineri proprietari de trotinete, unii se plimbau singuri, iar începătorii în sporturi extreme învățau să folosească acest mijloc de transport sub supravegherea mamelor lor. Alio i-a încurajat pe fiicele sale, vă descurcați singure sau să vă ajut. Victoria și-a întors nasul în sus. Tată, să nu crezi că suntem niște copile, Acum vă vom arăta cum știm să ne dăm la curse, dar asta nu trebuie să faceți, că vă veți sparge nasurile. Pe scurt, plimbați-vă aici ca să vă văd și fără fanatism. Alio a găsit cu greu un loc liber pe o bancă lângă fântână și a început să observe oamenii care se odihneau în parc. El a fost atât de absorbit de această activitate, încât nu a observat cum fiicele sale au dispărut din câmpul vizual. Fica lui a trebuit să plece în căutarea lor s-a dovedit că surorile au reușit deja să-și facă prieteni printre tinerii bicicliști. Copiii au organizat o cursă. Părinții fericiți au urmărit cu îngrijorare copiilor. Adevărul este că în această companie de fani era doar un bărbat, mamele se uitau semnificativ la el, iar el se încruntă sub focul încrucișat al privirilor feminine. Deodată în mulțimea feminină a apărut un siluetă familiară și lui Sava i s-a făcut frică. S-a gândit, mi s-a părut că ea este cu adevărat aici. Bărbatul s-a uitat în jur, dar nu a văzut doamna ciudată. Atitudinea lui s-a schimbat imediat, iar în inima ei s-a strecurat o neliniște inexplicabilă. Fetițelor, este timpul să mergem acasă. În următoarea duminică vom veni din nou aici. S-a așteptat ca fetele să înceapă să se plângă, dar ele au mers spre ieșirea din parc surorile l-au depășit pe tată și au început să șoptească ceva așteptându-le. Totul a auzit doar ultima frază a Elisabetei, nu spune nimic tatălui, a înțeles. Victoria a dat din cap aprobator, dar după buze umflate, tatăl a înțeles că fetei nu-i place presiunea din partea surorii mai mari. După amiaza, fetele au vrut să se uite la desene animate, iar în acest moment cineva a sunat la ușă. Elisabeta a alergat în hol, Tată, eu deschid, probabil că vecina a venit la noi în vizită. Victoria a alergat și ea să întâlnească oaspetele. O și-a schimbat canalele încercând să găsească cel pe care se difuzau desene animate. În hol era suspect de liniște și el a chemat fetele. Fetele s-au întors în sufragerie, pe fețele lor se zărea surprindere. El a întrebat vesel și cine a venit. Elisabeta, cu voce tremurândă, a șoptit papă, acolo e doamna, am văzut-o azi în parc. Victoria i-a împins-o pe sora ei de o parte. Tată, i-a spus că e mama noastră, ne-a cumpărat cadouri, dar fără permisiunea ta nu le-am luat. Sava a simțit cum îi se ridică un nod în gât, a închis strâns ușa sufrageriei și s-a repezit la necunoscuta care îl urmărea de câteva zile. Femeia stătea cu două pachete în mâini și zâmbea neajutorat cel mai mult îl enerva pe bărbat acest zâmbet nevinovat. El a avansat spre necunoscută. Poate mi explicați ce înseamnă asta? O săptămână întreagă mă urmăriți, iar acum vă infiltrați în casa mea și spuneți niște prostii. Invitat neinvitat a balbimat. Eu sunt mama adevărată a fetelor și asta e adevărat. Sava și-a strâns pumnii. Nu îndrăzniți să spuneți așa ceva în casa mea. Mama fetelor a murit când ele erau foarte mici, și eu singur cresc pe fiicele mele. Femeia l-a prins de mână. Nu, nu, totul nu este așa cum ați obișnuit să credeți, ascultați-mă, vă rog. Și lumini strălucitoare au fulgerat în fața ochilor bărbatului. El a deschis larg ușa de la intrare. Plecați de aici și să nu vă mai arateți niciodată în fața mea dacă vă voi vedea din nou în apropierea casei sau a biroului, voi depune o plângere. El a împins-o pe obraznică pe prac și a trântit ușa. În mijlocul holului stăteau singuri două pachete cu cadouri. Curiozitatea a luat-o de sus, iar el a privit în interiorul pachetelor. În fiecare era o păpușă într-o cutie frumoasă și bomboane ieftine. Sava a deschis din nou ușa și a scos cadourile. Luați-vă cadourile, dar femeia de pe palier nu mai era, iar din apartamentul vecin a venit vocea Clarei Serghevna. A plecat cu liftul tocmai acum. Și cine este această femeie? Ușa apartamentului vecin s-a deschis ușor. Ecaterina Sergeevna aștepta cu nerăbdare un răspuns și Sava a ridicat neputincios din numeri. Nici eu nu știu cine este, dar cu siguranță nu este în regulă la ea, iar știți, Sava Constantinovici, acum sunt atât de mulți escroci. Chiar și femeile merg pe la apartamente, de parcă și-ar fi confundat adresa, dar de fapt se uită după ceva ce pot lua. Așteaptă până când proprietarii pleacă și au tot, o cunoștință de-a mea a fost jefuită până la piele, chiar și prosoapele și fețele de masă folosite nu au uitat să le ia. Sava a ascultat-o pe vecină, dar el însuși se gândea la altceva. El înțelegea că această femeie era ciudată. Nu a apărut accidental, dar de ce tocmai acum a decis să facă o afirmație atât de ciudată, nu era clar. Desigur, cel mai ușor lucru este să scrii toate problemele la capul acestei doamne, dar oare în cuvintele ei se ascunde ceva? Adevărul este că cel mai mult se temea că răspunsul la această întrebare va fi pozitiv. Mânia tatălui s-a transmis și gemenilor. Restul zilei s-au comportat surprinzător de liniștiți. Sava se ocupa de prepararea cinei și nu putea să se desprinde de gândul că în acea femeie era ceva neobișnuit, la care nu a acordat atenție. El a răsfoit din nou și din nou detaliile evenimentelor recente. Munca mentală intensă a provocat doar o durere de cap, dar bărbatul nu a găsit răspunsul la întrebarea care îl chinuia. În seara, așa cum a promis, Ecaterina Sergeevna a venit în vizită. Conversația cu vecina, spre surprinderea lui Sava, a scăzut gradul de tensiune, iar nu l-a enervat. Au vorbit pe teme generale. Sava a povestit despre tatăl său. Fetele au contribuit și ele și au împărtășit vecinei și experiența lor personală în creșterea caprelor mici. Ecaterina Sergeevna nu a avut timp să exclame. Ce drăguț, iar noi zăcem aici în oraș, salvându-ne de plictiseală. Eu, de asemenea, sunt din sat, dar părinții mei se plimbau pe șantierele țării, iar apoi m-au dus în oraș. Așa că am trăit aici toată viața conștientă. La plecare, vecina a spus: Sava, dacă aveți nevoie urgentă, pot să stau cu fetele voastre. Mulțumesc, cu siguranță voi profita de oferta dumneavoastră surorile au văzut o oportunitate în cuvintele Clarei Sergeevna. Și ne veți duce la teatru. Femeia a asigurat-o. Sigur, dacă tati îți permite. Dacă doriți, vă pot rezerva bilete în parter la o piesă pentru copii. Fetițele au început să sară de bucurie. Super, vom merge la teatru, vom vedea o poveste. Tată, este la fel de interesant ca la circ, nu? Nu știu sigur, dar sigur este interesant. Tocmai când Sava se pregătea să închidă ușa de la intrare după vecina, Ecaterina Sergeevna se întoarse. Deși am văzut-o prost pe invitata dumneavoastră, dar mi s-a părut că fiica dumneavoastră cea mare seamănă foarte mult cu ea. La început chiar am crezut că la dumneavoastră a venit o rudă în vizită. Bărbatul se simți cuprins de un val de căldură. Iată și răspunsul la întrebarea mea. Nu înțelegeam ce mă neliniștea atât de tare, dar asta înseamnă că... Sava nu voia să se gândească la posibilitatea ca femeia să spună adevărul. Ei era frică să-și imagineze ce consecințe ar avea această descoperire pentru familia sa. Nu, nu poate fi, Diana nu m-ar putea minți. Sunt sigur că sunt fiicele mele. Dar sămânța îndoielii căzută în pământ fertil a început să germineze rapid. Toată noaptea, tatăl tânăr nu a închis ochii. S-a așezat în bucătărie în fața ferestrei deschise și a fumat o țigară după alta. De această dependență, Sava se apucase de tânăr, dar șocurile puternice l-au făcut să reînceapă. Sava era unul dintre puținii care absolvise Universitatea cu o diplomă de onoare. Încă din timpul studiilor, a participat la diverse concursuri și a revenit mereu cu victorii, așa că în ultimul an de studii la decanatul i s-a făcut o propunere de la care orice student ar fi refuzat. Leanin, rămâneți în doctorat, apoi vă susțineți și veți preda în zidurile natale. Sava s-a gândit, s-a sfătuit cu tatăl său și a acceptat. Aproximativ un an a îndeplinit în mod regulat atribuțiile sale de serviciu și munca grea tânărului a fost în curând răsplătită într-o zi frumoasă, a fost chemat de rector. Sava Constantinovici, ce părere aveți să plecați în Germania la o bursă de studiu? Lianin a rămas fără cuvinte de surpriză. Clipia des și zâmbea prostește. Rectorul a râs. Judecând după reacția dumneavoastră, sunteți de acord. Da, desigur, deci rezolvați-vă treburile și pregătiți-vă documentele. Cu această bucurie neașteptată, norocosul a împărtășit-o cu tatăl său, care în acel moment purta o luptă neîncetată împotriva criminalității în extremul orient și cu fata cu care se întâlnea deja de două luni. Dar, contrar așteptărilor, Diana a luat această veste fără prea mare entuziasm. Sava, cum se face că mă lași singură în voia sorții, când credeam că între noi e ceva serios? Deci băiatul nu înțelegea motivul nemulțumirii iubitei sale, el a asigurat-o, Diana, știi bine că nu sunt genul de om care să se încurce în relații trecătoare. Atunci ia-mă cu tine. Cu drag, dar pentru asta îmi trebuie o ștampilă în pașaport. Diana nu avea de gând să renunțe. Atunci să ne căsătorim chiar acum. Fata era plină de hotărâre, iar Sava a fost fermecat de disponibilitatea ei de a împărtăși cu el greutățile vieții atunci credea că tocmai o astfel de fată merită să-i fie soție. S-au dus la primărie în speranța că acolo le vor elibera rapid actele, având în vedere circumstanțele speciale. Dar șefa secției a zâmbit ironic. Credeți că sunteți singurii oameni înțelepți? În fiecare zi vin la noi cupluri care au motive întemeiate, dar suntem nevoiți să le refuzăm pentru că există legea. Așa că viitorilor mei soți va trebui să așteptați, iar apoi vă vom oficia căsătoria, iar cererea o voi lua de la voi chiar acum. Eșecul i-a dezamăgit pe amândoi, dar totuși sperau la o călătorie comună. Documentele lui Sava erau deja gata, iar Diana aștepta și se neliniștea. Motivul îngrijorării nu era doar întârzierea cu pregătirea documentelor, ci și o sarcină neplanificată. Desigur, ea își dorea un copil, dar nu acum așa că Sava a aflat doar cu puțin timp înainte de plecare că va deveni tată. Diana, nici nu-ți imaginezi ce înseamnă pentru mine această veste. Este nu doar o bucurie, ci și o fericire fără margini. Nunta lor a avut loc într-un format neobișnuit și seamănă cu un hibrid între cununia civilă și botezul copilului nenăscut încă. Oaspeții mai în vârstă au încercat inițial să-i învețe minte pe mire, care nu vorbea decât despre fiul său. Sava, nu se poate așa, e o slăbiciune. Nu cred în superstiții. Constantin Andrivici a sosit la nunta fiului său de pe extremul orient, dar nu împărtășea entuziasmul general. Colonelul era un bun cunoscător al oamenilor. Am văzut imediat în ora mea o vânătoare de conturi grase, prea provocator se comporta ea, privind cu ochii însetați pe fiecare bărbat respectabil, iar dintre invitații de partea mirelui erau destul de mulți. După ce au trecut fanfara nunții, Constantin Andrivici a întrebat cu delicatețe pe fiul său. Sava, ce știi despre Diana? Fiul a ieșit imediat cu țepi. Îmi pare rău, nu m-am gândit că înainte de nuntă trebuie să studiezi dosarul Miresei. Nimeni nu te obligă să te afunzi în încurcăturile biografiei ei, dar măcar câteva informații elementare despre persoana cu care vrei să-ți petreci tot restul vieții nu ar strica. De unde e această Diana, unde a studiat, cine sunt părinții ei? Aceste întrebări simple l-au pus pe tânărul căsătorit într-un impas, iar el a fost îngrozit de faptul că, într-adevăr, nu știa nimic despre soția sa. La începutul relației lor, fata îi povestea o poveste care semăna cu un serial de telenovele. Dacă ar fi să-i credem pe cuvânt, fata a fost crescută de o mătușă săracă, nu au fost bani pentru studii, așa că a absolvit un colegiu și a obținut o profesie de bucătar. Apoi un bun prieten al mătușii a ajutat-o pe biata orfană să se angajeze la un restaurant bun, unde a început să câștige un salariu decent. Deși multe lucruri din această poveste nu se potriveau, Sava a crezut-o pe Diana. El nu a acordat niciodată importanță fiacurilor. Nu l-a surprins faptul că o fată cu o profesie atât de modestă avea un garderobă destul de bogată. Manichiura perfectă nu se potrivea cu legenda, la fel ca și obiceiul de a risipiți bani. Sava era pur și simplu fericit și era gata să facă orice pentru iubita femeie, care urma să devină mama copilului său în câteva luni. La despărțire, înainte de plecare în Germania, momentele au fost emoționante. Diana a izbucnit în lacrimi și l-a rugat pe Sava, dragul meu, întoarce-te cât mai curând. Nici măcar nu-mi pot imagina cum voi fi singură fără tine. Tânărul soț a liniștit-o pe soție, important este să nu te îngrijorezi, ai grijă de tine și de bebelușul nostru. Sper să pot ajunge la naștere. Tânăra femeie a pus o întrebare, și dacă nu va fi posibil. El a fost încurcat deoarece această opțiune nu a fost chiar luată în considerare. În timp ce tânărul bărbat se gândea ce să răspundă, Diana s-a încruntat frumos și, ca pe o glumă, a spus, doar încearcă să nu vii, atunci nu vei scăpa ușor de mine, va trebui să plătești un preț foarte mare. Voi îndeplini orice dorința ta, Diana. Și chiar și o mașină vei cumpăra, am văzut în salon o mașinuță roșie mică, care seamănă foarte mult cu o gărgăriță. El a sărutat-o în vârful nasului. Vei avea o mașină atât de drăguță, promit. Diana și-a condus soțul și a rămas singură în apartamentul său cu trei camere. Sava o suna în fiecare zi din Germania, îngrijorat de sănătatea ei. Ea îi povestea cu entuziasm soțului cum se comportă rău copilul lor. Termenul nașterii se apropia cu pași repezi, iar Diana spera că în acest moment important din viața ei va fi alături de ea soțul ei. Lui Sava i s-a promis concediu de două săptămâni, dar la Diana au început nașterile premature. Când el a sunat pentru a-și anunța sosirea, soția i-a transmis, cu voce obosită, dar fericită, o veste. Sava, felicitări! Acum ești un tată adevărat, dar nu ne-am născut un băiat, ci două fete minunate, vrei să vorbești cu ele? Sava asculta sunetele asemănătoare cu mionatul unui pisoi, inima lui săr de bucurie, și-a amintit toată viața de acea zi când a auzit pentru prima dată vocile nou născuților săi, cu acea fericire pe care a experimentat-o. Atunci nimic nu putea fi comparat. El s-a spus singur, tot, Sava, acum ești un tată și un familist exemplar. Și asta înseamnă că va trebui să uit de petreceri, de petreceri de burlaci și de alte distracții pentru fericirea familiei, el a sacrificat multe, dar jocul a meritat lumânarea, așa credea programatorul de succes și tatăl fericit. După întoarcerea de la bursă, el a predat o vreme la universitatea sa, dar pofta Dianei creștea în fiecare zi și a trebuit să-și schimbe domeniul de activitate în compania condusă de domnul Zakov. Norta Leni s-a plătit de două ori mai mult decât la universitate și a putut să îi îndeplinească visul principal al iubitei sale femei, I-a cumpărat o mașină, foarte asemănătoare cu o gărgăriță. Sava era atât de ocupat cu munca, încât nu avea timp să mănânce liniștit, să nu mai vorbim de a fi la curent cu treburile soției sale. Din acest motiv, el nici măcar nu s-a interesat cum și unde a obținut Diana permisul de conducere. Tânăra femeie i-a arătat soțului o cartelă plastică cu fotografia ei. Acum sunt un participant pe deplin la trafic, dragă soț, cum vezi dacă voi învăța treptat cadoul tău? Foarte pozitiv, doar fi atent, voi încerca, nu înțeleg de ce trebuie să avertizezi o persoană despre pericol în avans. A întrebat Diana cu o viclenie ascunsă. A râs, dar este natural, astfel de avertismente sunt de asemenea o formă de exprimare a îngrijorării mă îngrijorez pentru tine, așa că încerc să te protejez de accidente neplăcute. Sava a încercat foarte mult, dar nu a reușit să evite nenorocirea. În mod obișnuit, Diana ieșea seara la o antrenament, așa cum ea însă și o numea pe scurtele ei călătorii pentru a câștiga experiență de conducere. În acea seară de septembrie, ea i-a hrănit pe gemenii cu terci și i-a spus vesel soțului ei. Totul, Sava Constantinovici, te dau pe mâini fetele sunt hrănite și adăpate. Trebuie să le distrați până la întoarcerea mea. Timpul a trecut, iar Diana nu s-a întors. Ficele s-au săturat de joc și au început să fie capricioase, așa că a trebuit să le culce singur. Ceasul arăta ora 22 când s-a îngrijorat serios. Unde a dispărut? A plecat la șase, iar acum este zece. A început să sune numărul soției sale, dar în schimb a auzit vocea mecanică a unui răspuns automat. Sunați mai târziu, abia după o oră. El a început să se îngrijoreze. Sava a sunat cu nerăbdare numerele prietenilor și cunoscuților, dar nimeni nu știa unde era Diana. La ora patru dimineața, i-a sunat cineva și un glas necunoscut a întrebat, cu ei sunteți rudă cu Diana Lialin. Inima lui Sava a căzut în jos și a murmurat încet: Este soția mea, spunem ce este cu ea. Din păcate, trebuie să vă anunț că soția dumneavoastră a avut un accident. Ea este acum în terapie intensivă și trebuie să veniți la spitalul din oraș. Sava a intrat în dormitor pentru a se asigura că gemenii dormeau adânc. A mers la spital în speranța că cel mai rău nu s-a întâmplat, dar medicul l-a întâmpinat în hol. Am făcut tot ce am putut, dar femeia a suferit leiuni grave, a pierdut mult sânge, a murit pe masa de operatie. A fost un șoc teribil. Sava a început să urle ca un lup în acele momente groaznice. I se părea că lumea s-a prăbușit în molecule și atomi, iar doar el a rămas intact și nevătămat, singur cu durerea sa. Probabil că chirurgul s-a speriat de o reacție atât de neobișnuită pentru un bărbat și a chemat o asistentă medicală. Tănică, făi acestui om o injecție calmantă, altfel va trebui să-l scoatem. Tânăra a îndeplinit instrucțiunile medicului și Sava s-a calmat. În interiorul lui totul era plin de vid și nu mai simțea nici durere, nici alte senzații neplăcute. La orizont a răsărit Zori. Sava a ajuns la pachet, dar era gol. Trebuie să fi fumat toate țigările dintr-o dată. Mă duc să încerc să dorm, dar îndată ce și-a închis ochii, a apărut imaginea Dianei. Ea încerca să spună ceva, dar vocea ei nu putea pătrunde prin peretele invizibil transparent. Sava a încercat să ghicească după buze ce spunea, dar a înțeles doar trei cuvinte, găsește-o pe acea femeie. Noaptea nedormită a avut un impact negativ asupra stării lui Sava a băut trei căni de cafea tare, dar tot avea în cap un nor, iar fiecare viraj îi provoca o greață chinuitoare. Trebuie să iau ceva, altfel nu voi ajunge la serviciu. Bărbatul a căutat în trusa de prim ajutor și cu greu a găsit acolo o pastilă. A reușit să înghită medicamentul abia a treia oară și s-a gândit cu uimire cum pot oamenii să înghită astfel de pastile în fiecare zi pentru a accelera pregătirile, a decis să gătească micul dejun, cel mai simplu fel de mâncare, omletă. Între timp, Sava a aruncat o privire în cameră. Fetițe, treziți-vă! Nu trebuie să întârziem, altfel răul unghi Vasil ne va închide poarta în nas. Surorile au sărit din pat și au început imediat să-și bombardeze tatăl cu întrebări. Tată, când mergem la teatru să vedem o poveste și chiar mergem la bunic vara, Sava a răspuns la întrebările fetelor, iar starea lui de spirit a început încet, dar sigur să se îmbunătățească. Dintr-o dată, Victoria a întrebat, tată, acea doamnă este cu adevărat mama noastră sau minte? El a tăcut pentru că nu știa ce să spună. Ca totdeauna, Elisabeta a intervenit, Victoria, ce-ți pasă de acea doamnă, mama noastră a murit și nu avem nevoie de nimeni, înțelegi? Victoria a mormăit, am înțeles, pentru a nu mai reveni la această temă neplăcută. Sava a distrat copiii pe tot parcursul drumului către grădiniță, înfățișând diverse animale. Victoria și Elisabeta râdeau cu poftă și nu se puteau liniști nici măcar când au ajuns la destinație. Domnul Vasili aștepta pe cei întârziați în poziție de luptă. El a privit cu suspiciune la noi veniți, dar a oftat doar din greu. Sava i-a încurajat pe fete, se pare că nu am întârziat astăzi. Hai să fugim în grupul nostru, ne vedem seara. La serviciu, el a reușit să se distragă puțin de gândurile rele, dar înainte de prânz a decis să-și sune tatăl. Tată, am o treabă urgentă cu tine. Trebuie să ne consultăm. Constantin Andrivici a fost surprins de apelul fiului său. De ce nu te pot suna, apoi tu te anunți singur? Ce s-a întâmplat cu tine? Tată, nu este un subiect de telefon. Atunci vino la mine. Cred că e mai bine să vii la noi. Se vede că e ceva grav, dacă te-ai adus aminte de mine. Bine, nu promit că voi veni azi, dar mâine voi veni. Îi voi cere zina idei să aibă grijă de gospodăria mea. Constantin Andrivici a sosit seara următoare. Sava încă nu se întorsese acasă, așa că seniorul Ialin a trebuit să aștepte puțin proprietarii pe scară, Desigur, Clara Sergeevna nu a putut rămâne indiferentă. La început, ea a deschis ușa doar puțin și a întrebat cu severitate, bărbatule, pe cine căutați? Constantin Andrivici a fost amuzat de faptul că doi ochi mișcători îl observau prin crăpătură. El a pocnit din tocuri. Permisiți-mi să mă prezint, colonelul în retragere Lialin, de ce strigați în tot blocul? Ce, colonel? Crăpitura ușii a și ușile s-au deschis complet. Clara Sergeevna s-a deschis complet și l-a privit fără intare pe Constantin Andrivici. Așa că dumneavoastră sunteți tatăl lui Sava, vestitul detectiv. Păi, nu știu dacă sunt atât de vestit, dar în rest ai dreptate. Fiul meu m-a chemat urgent, așa că am venit și-l aștept. Clara Sergeevna s-a animat, o, îmi pare rău, m-am împrăștiat complet. Intrați, vă rog! Probabil sunteți obosit după drum. Vă invit la un ceai vindecător. Constantin Andrivici a fost impresionat de ospitalitatea acestei femei. Ști, nu aș refuza o ceașcă de ceai tare. Clara Sergeevna a fugit în bucătărie și s-a întors cu un mic platou. Vă rog, serviți-vă! Bărbatul a luat din mâinile gazdei o ceașcă și a făcut cu plăcere o gură. Oh, da, ai într-adevăr un ceai magic. Un astfel de ceai am băut când am slujit în Orientul îndepărtat. El mi-a povestit despre tine. Dar tu nu mă mai ții minte. Noi cu tine ne-am mutat aproape în același timp. Părinții mei au primit acest apartament în ordinea de prioritate. Constantin Andrivici a decis să mintă puțin. Cum să nu te țin minte? Erai atunci o tânără foarte drăguță, dar trebuie să spun că nu te-ai schimbat deloc. Complimentul a trezit în sufletul femeii cele mai plăcute sentimente. Și tu erai un chipeș în acel moment, și acum ești un adevărat colonel. Și fiul tău este foarte bun, mereu politicos, doar păcat că este singur. Clara Sergei v-a voia să adauge ceva, dar de pe s-au auzit voci de copii. Se pare că ai sosit cei ai tăi. Constantin Andrivici s-a grăbit să iasă. Mulțumesc încă o dată pentru ceai și dacă nu ești împotriva, am putea să ne mai întâlnim, să vorbim. Clara Sergeevna nu era împotriva continuării cunoștinței. Când colonelul a închis cu grijă ușa în spatele lui, ea și-a examinat critic reflexia în oglindă. Și totuși nu sunt chiar așa rea. Nu trebuie să ratezi un astfel de bărbat. În timp ce vecina era în extaz, Sava era într-o dispoziție de primată. El a trimis imediat pe fete în camera de zi, deși acestea s-au opus. Ai mai avea ocazia să vorbești cu bunicul. Avem nevoie să discutăm cu el ceva în secret. Bărbații s-au retras în bucătărie, iar fiul i-a povestit tatălui său despre femeia necunoscută, a cărei apariție l-a scos din minți. Tată, tu ești un profesionist în aceste chestiuni, ajută-mă să mă descurc, capul îmi bubuie de gânduri diferite. Chiar mă tem să le pronunț în șoaptă. Nu te supra-solicita, vom înțelege ce e în joc. Ești sigur că vrei să găsești această femeie. La început nu voiam, dar acum vreau. Poate că nu merită să strici totul, gândește-te bine. Această noapte Sava a petrecut-o și el fără somn, doar că nu mai fuma, pur și simplu stătea în pat, cu ochii în tavan și se gândea la cuvintele tatălui său. Înainte de zori, el a adormit. Într-un fel de coșmar lipsit de sens și s-a trezit cu o durere de cap. Constantin Andrivici se ocupa deja de bucătărie. Am decis să mă ocup de gătit, am luat cu mine puține produse de casă. El a tăiat cașcavalul crud în felii subțiri și le-a așezat frumos pe farfurie. Sava nu a putut să-și ascundă surprinderea. Tată, ești ca un restaurantist adevărat, ne răsfeți din nou. Ești foarte palid, nu trebuie să te supra -soliciți. Avem două prințese care cresc. Ar trebui să te căsătorești. Tată, iar tu cu asta? Hai să nu abordăm această temă mai bine spunem de unde să începem să o căutăm pe acea femeie. Nu trebuie să o căutăm. Pentru început, trebuie să aflăm dacă nu au existat încălcări din partea personalului medical din spitalul unde a născut soția ta. Este mai ușor să tragem firul de aici. Tată, îi încredințez pe deplin competenței tale. Trebuie să plecăm la grădiniță, au reguli foarte stricte, pe cei care întârzie ei îi lasă afară din fericire, la mine la serviciu sunt mai indulgent cu cei care încalcă disciplina. Sava a terminat pe fugă cafeaua și a luat cu el câteva bucăți de cașcaval pentru a-l găzdui pe Klimov. Deja suntem în ușă, Sava, a strigat tatăl. Mă întreb cu ce te-a distrat ieri vecina. Am vorbit doar despre viață, este o femeie foarte interesantă. Când fiul și nepoatele au părăsit apartamentul în mod prietenos, Constantin Andrivici a scos din buzunarele jachetei sale vechiul carnețel de telefon. Unde am numărul lui Iurie Klimov? A, ah, iată -le, probabil că fostul meu stagiar a primit deja gradul de colonel. În ciuda faptului că au trecut mulți ani, numărul de telefon al fostului coleg de muncă nu s-a schimbat. Klimov era într-adevăr deja colonel și conducea unul dintre departamentele raionale ale centrului regional. S-a bucurat foarte mult când a auzit vocea fostului său șef. Constantin Andrivici, vă pot conta pe mine, cum vă pot ajuta? Seniorul Lialin a luat micul dejun rapid și a plecat la o întâlnire importantă. Pentru o vreme a uitat de vârsta sa înaintată, dar chiar și de ferma sa preferată. Așa se întâmplă cu adevărații detectivi. Când apucă urma infractorului. Polina era disperată, se căia de fapta ei de o sută de ori, dar ca mamă iubitoare, nu putea face altceva. Fugea acasă, iar în fața ochilor ei se înfățișa figura lui Savalialin. Acum știa cum arată cu adevărat furia. Era ca fața bărbatului care o scosese cu rușine pe ușă. Încerca să se calmeze, dar vocea interioară o blama cu furie. De ce ai făcut asta, Cocoș? Credea că păcatul tău ți-a fost iertat, dacă ai preluat grija copilului bolnav. Nu, draga mea, tot ce este mai greu te așteaptă înainte. Polina a deschis cu grijă ușa apartamentului. Mami a venit deja. Acum te voi hrăni, iar apoi vom citi povești. Ea a intrat în camera mică, unde un băiețel slab juca cu mașinuțe pe podea. Mami, am ascultat-o pe mătușa Vera cât timp nu ai fost. Mătușa Vera e bună, dar totuși cu tine e mai bine. Te rog să nu mai pleci. Ea s-a așezat în genunchi lângă fiul ei și a promis, o să încerc să nu te mai las, doar că trebuia să mă întâlnesc cu o persoană care ar fi putut să te ajute. În ochii băiețelului a apărut o scânteie de bucurie: E medic, un prieten al tău. Nu, nu e medic, dar e foarte bun. Polina l-a sărutat pe fiul ei și s-a gândit cât de mult se mâna cu tatăl său. Ea gătea la bucătăria mică, un cină modestă și plângea. Femeia nefericită nu putea înțelege cum îi se putea întâmpla asta. De ce m-am lăsat atunci convinsă de acele minciuni? De ce nu am ascultat inima mea? Acum nu se mai poate schimba nimic. Una dintre noi a plătit deja pentru păcatul nostru. Acum e rândul meu. Polina aflase de curând despre moartea tragică a Diane Ilialin. Tocmai acest eveniment a devenit un declanșator care a făcut o să încerce să schimbe ceva. Mai mult decât orice în lume, îi dorea să-și vadă fiicele, dar cu mare efort a reușit să afle unde locuiește această familie. Iurie Klimov devenise nu numai colonel după grad, ci și după înfățișare. Constantin Andrivici îl privea cu surprindere. Nimic, nimic, m-am dus la sală, a răspuns Iurie râzând. Mergi la sală, Iurie. Desigur, Constantin Andrivici, merg. Doar că nu prea dă roade. Cum ajungi la rang, așa de sus îți cade un kilogram în plus și nu poți face nimic vă rog, așezați-vă, mă duc să fac ceai. Constantin Andrivici s-a așezat și a privit în jur. Biroul nu era al lui, dar în esență, nimic nu se schimbase de când lucra acolo. Doar că pe birou a un laptop, iar în birou nu se făcuse reparație de 10 ani, poate chiar mai mult. Iurie s-a așezat în fața lui și l-a privit atent pe fostul său mentor. Înțeleg că nu ați venit aici degeaba, am auzit că acum sunteți la țară și că chiar aveți o fermă. Da, am o fermă, a răspuns Constantin Andrivici. Aș vrea să vin să te vizitez cândva. Sunt liber acum. Soția a găsit pe altcineva care câștigă mai mult și care stă acasă noaptea. Nu sunt supărat, chiar înțeleg-o într-un fel. Constantin Andrivici a clătinat din cap. Treaba tinerilor. Acum se căsătoresc, apoi divorțează. Îmi trebuie ajutorul tău, Iurie, și preferabil neoficial. Iurie s-a întors serios. Se întâmplă ceva cu fiul tău. Nu, fiul meu e liniștit și nu se implică în povești. Dacă te referi la asta, dar ajutorul îi este cu adevărat necesar lui, dar și mie, desigur. Au vorbit mai bine de o oră, încă de la începutul conversației, Iurie l-a invitat în biroul său pe un tânăr angajat, îmbrăcat în civil. Acesta este Roman, cel mai bun angajat al meu. Deși pare foarte timid și retras, poate să vorbească cu oricine. Are un asemenea farmec actoricesc. Și, bineînțeles, este atent, observă cele mai mici detalii. Am aflat despre spitalul de nașteri. Cred că peste câteva zile vom avea deja niște informații. Așa că de îndată ce va apărea ceva, te voi suna imediat. Constantin Andrievici a cedat un impuls brusc și a intrat într-un magazin de flori. A privit florile mult timp și în cele din urmă a văzut ceea ce avea nevoie. A cumpărat un buchet de margarete mari și s-a dus nu acasă la fiul său, ci la vecină. Oricum, acum nu era nimeni acasă, ci la Clara Sergeevna. Clara Sergeevna a deschis ușa imediat și, văzând în mâinile colonelului un buchet, s-a înroșit ca o fată. O intrați, Constantin Andrivici, acum voi pune apa la fiert. Sava a ieșit din birou, a privit la ceas și s-a blestemat. Era deja întârziat. Trebuia să-i spună tatălui său să le ia pe fete, pentru că, puțin nu era suficient că ele întârziau dimineața, dar acum mai și așteptau seara el a înțeles imediat că ceva se întâmplase. Elisabeta, Victoria, ce se întâmplă cu starea voastră de spirit? Ce s-a întâmplat? Elisabeta a răspuns imediat, nimic, tată. Victoria s-a întors, nemulțumită. Sava s-a oprit, le-a întors spre el. Știți că despre toate lucrurile ciudate trebuie să le spuneți tatălui sau altcuiva de la adulți. Victoria nu a mai rezistat, tată. Astăzi am văzut-o din nou pe acea doamnă, când ne plimbam, stătea în spatele gardului. Sava s-a înfiorat. Așa că devine periculos. Trebuie să vorbesc neapărat cu această persoană. Dar ce să fac cu fetele? Cum să le mai las să meargă la grădiniță sau la plimbare în curte? Până să ajungă acasă, el a răsturnat în cap o grămadă de variante, dar în afară de a se mai concedia de la serviciu, nu-i venea nimic în minte. În intrare mirosea prăjituri proaspete și Sava a înghițit în sec. El uitase să mănânce de prânz, pentru care a fost imediat certat de un coleg. Au deschis ușa și au rămas uimiți de mirosul care venea din bucătăria lor. Victoria a sărit în sus, ei, bunicul, e aici dar s-a dovedit că nu era doar bunicul. Împreună cu Constantin Andrivici, în bucătăria lor era și Clara Sergeevna. Sava chiar a deschis gura, atât de mult se deosebea femeia din bucătăria lor de vecină veșnic nemulțumită. Bună ziua, a spus tatăl, care tocmai termina de închis un pluturan aluat. Sava, uite, avem aici un curs de masterat de plăcinte și copiii se spală. Acum vom încerca. Cine a fost un succes, tatăl a scăpat cu glume, iar Clara Sergeevna a râs vesel. Sava, care observa tot, a avut brusc o idee că Clara Sergeevna s-ar potrivi perfect în casa de la țara a tatălui său. Când toți s-au despărțit, Sava și Constantin Andrivici s-au închis în bucătărie. Tată, încep să mă tem de această femeie. Astăzi a observat-o pe fete lângă grădiniță, adică le-a găsit și acolo. Constantin Andrivici și-a încruntat fruntea. Iurie mi-a spus că informațiile vor fi disponibile doar peste câteva zile. Ce crezi? Cred că trebuie să mă concediez de la serviciu până nu duc fetele la grădiniță. Sau poate să merg la poliție oficial, ei o vor găsi repede. Sava nu a răspuns și Constantin Andrivici l-a întrebat îngrijorat: Sava, nu știu ceva! Sava s-a uitat pe fereastră. El însuși ar fi preferat să nu-și amintească nimic, dar tocmai în acea noapte, când nu a dormit și a fumat, stând la fereastră, în memorie i-a apărut o singură detaliu. Înțelegi, tată, am tocmai reținut ceva, dracu știe dacă am nevoie de această amintire sau nu. Când Diana era în cinci sau 6 luni, am găsit cumva cartea ei medicală, m-am așezat pur și simplu să citesc analizele, mai era ceva, desigur nu înțelegeam nimic, dar parcă nu era nimic înfricoșător acolo, dar acolo erau scrise dimensiunile unui fruct, înțelegi, tată, apoi această detaliu cumva a ieșit din memorie, iar aici mi-am amintit-o. Constantin Andrivici l-a privit atent pe fiul său. Dar să gândim logic, Totuși, medicii și tehnica au tendința de a greși. Poate că se întâmplă rar, dar se întâmplă, nu-i așa? Sava a aruncat totul, temându-se de momentul în care tatăl său va spune al doilea punct. Dacă totul a fost corect, fetele sunt cu adevărat gemene, și să presupunem că femeia aceea are dreptate. Atunci undeva există încă un copil. Sava l-a privit pe tatăl său cu ochi nebuni. Tată, Elisabeta și Victoria sunt fiicele mele. Nu se discută. Constantin Andrivici și-a ridicat mâinile în sus. Am spus altceva. Da, eu însum aș mușca gâtul celui care ar spune contrariul, dar trebuie să recunoști că copilul există și dacă se va afla ceva în spital, atunci va trebui să-l găsim. Tu înțelegi asta și cel mai probabil unde este copilul și ce s-a întâmplat cu el ne va putea explica tocmai acea femeie, pe care o dorim atât de mult să o considerăm nebună. Toată lumea a plecat la ora 14. Fetele erau acasă cu bunicul, iar apoi tatăl a declarat, iată ce am decis, să-i arăt lui Clara Sergeevna ferma mea. În plus, ea are propria ei muncă și nu pot profita atât de mult de bunătatea ei. Propun să iau fetele la mine, dacă te temi că nu mă descurc, voi fi cu Clara Sergeevna, iar tatăl tău este întotdeauna aproape. Victoria și Elisabeta au tăcut. Cu o oarecare tăcere, cu o mare speranță, se uitau la tatăl lor. Probabil că ar fi mai bine așa. În sat un străin va fi imediat observat și fetele vor fi mai în siguranță acolo. În cele din urmă, Victoria nu a mai rezistat, tată, vom asculta de bunic, ne este plictisitor aici. Elisabeta a susținut-o imediat pe sora ei, da, nu ne lași nici măcar să mergem în grădiniță. Sava a cedat. Ce altceva putea face? Și faptul că Clara Sergeevna a mers cu ei a jucat, desigur, un rol decisiv. Dimineața, el și-a petrecut familia și s-a repezit la serviciu. Bine că a avut grijă să-i sune șefului său pentru a-l avertiza că va întârzia, altfel ar fi primit din nou un reproș. La serviciu, timpul a zburat neobservat și Sava s-a îndreptat spre casă cu o singură idee în minte, să cadă și să doarmă în sfârșit. Era foarte obosit. În acest timp, acasă era neobișnuit de liniște. El a dat chiar o plimbare prin camere, și s-a gândit că pentru prima dată era singur cu fiicele sale. A sunat tatăl său, a aflat că totul este în regulă, s-a relaxat puțin, nu a mai mâncat, a decis să se culce imediat, se pregătea să plece din bucătărie, dar a aruncat o privire fugară pe fereastră. A izbucnit imediat în viață. Nu mai voia să doarmă deloc. Afară ploua mărunt și în ploaia asta, el a văzut o figură deja familiară. Sava nu a uitat o clipă, a luat o jachetă de pe cuier și a zburat în jos pe scări. Când a ieșit în curte, femeia nu mai era. Sava, în confuzie, s-a uitat în jur și a observat cum ea s-a ascuns după colțul casei. S-a repezit acolo, a reușit să vadă cum a făcut o întoarcere și a mers după ea, încercând să nu se arate prea mult. El însuși nu înțelegea de ce se ascundea, de ce nu se apropia de ea și nu-i punea toate întrebările care îl chinuiau. Femeia a cotit spre un bloc vechi de apartamente, apoi, trecând pe lângă el, a ieșit pe o alee care ducea la barăci. Dacă Sava nu se înșela, ar fi trebuit să fie demolate cu o sută de ani în urmă. Dar oamenii încă locuiau acolo. Femeia a intrat în baracă și Sava a văzut curând cum a apărut la unul dintre ferestre. Se aplecă ca și cum ar vorbi cu un copil și el simți cum inima îi zvâcnește. Pe stradă se lăsa seara, el a stat puțin, apoi s-a îndreptat cu hotărâre spre ușa în spatele căreia se ascunsese acum o clipă. Ea care a adus atâta confuzie în viața lui. Polina abia a avut timp să-și îmbrățișeze pe Nicolae, când cineva a bătut la ușă. Probabil că e vecina Vera, care a stat cu Nicolae până când ea nu a fost acolo. A uitat ceva. Femeia a deschis ușa și a exclamat uimită, tu. Și eu pot intra. Polina l-a privit pe Sava cu o față încruntată câteva minute, apoi a dat din cap scurt. Da, intră. Mai devreme sau mai târziu trebuia să vorbim. Sava a intrat, s-a oprit, nu știind unde să meargă. Polina a trecut pe lângă el și a arătat cu mâna spre cameră. Aici, te rog. El a făcut un pas în urma ei și aproape că a căzut. În cameră, pe canapia, stătea un băiat. Nu era prea surprinzător faptul că băiatul era acolo, dar faptul că era o copie exactă a fotografiilor lui Sava din copilărie l-a lovit puternic pe Sava. Polina l-a privit pe Sava cu o expresie încruntată câteva minute, apoi a dat din cap scurt. Da, intră! Mai devreme sau mai târziu trebuia să vorbim. Sava a făcut câțiva pași în cameră și abia nu a căzut. Acum vedea că băiatul era prea slab și că pe măsuța de lângă canapia era o grămadă de medicamente. Bărbatul a întins mâna. Toată lumea este al. Băiatul a zâmbit ușor și a strâns mâna. Toată lumea este al. În acel moment i-a sunat telefonul. Dracu, ce necaz! A scos receptorul. Pe ecran era afișată imaginea tatălui său desigur, nu putea să nu răspundă. Avea fiicele sale la el. Da, tată. Sava, Iurie mi-a sunat și el deja știa că nu va auzi nimic bun. Mai degrabă, va auzi ceva care le va răsturna viața. A găsit o asistentă medicală care lucra atunci. În general, Diana a născut un băiat, copilul avea o malformație cardiacă și, se pare, soția ta nu a vrut să se ocupe de un copil bolnav. Poate că avea și alte motive, nu știu. În general, împreună cu ea a născut o fată. Nu pot spune cum s-a întâmplat totul, dar aceste două s-au schimbat cu copiii. Diana a luat fetele, iar această femeie a ta, asistenta medicală, a spus că băiatul era condamnat. Sava a tăcut. Fiule, ce tace? Trebuie să găsim această femeie. Am găsit tată. Acum sunt la ea acasă. Îți sunt înapoi. Sava a închis telefonul și l-a pus în buzunar. În acest timp, Polina îi dădea medicamente lui Nicolae. Băiatul s-a întins și a adormit aproape imediat. Polina a trecut în liniște pe lângă Sava, iar el a mers după ea în bucătărie. S-au așezat la masă, unul în fața celuilalt. Ea a tăcut, iar Sava nu știa de unde să înceapă. Polina a vorbit prima. Cel mai mare vis al meu era să scap de acasă. Mama lucra la două slujbe, tatăl meu bea banii, ne alunga pe mine și pe ea. Nu puteam înțelege de ce trăim cu el. Nu lucra și dacă am fi plecat de la el, am fi trăit mult mai bine. Am întrebat-o adesea pe mama despre asta, iar ea îmi spunea mereu, ce ești tu, fiică mea, atât de rea. Știi că dacă îl părăsim pe tata, el va dispărea foarte curând. Înțelegeam asta, dar nu înțelegeam un lucru, de ce să ne chinuim și pentru un om care se neacă singur. Am hotărât ferm că imediat ce voi termina școala, voi pleca imediat în oraș. Mi se părea că totul este atât de minunat aici. Polina a zâmbit trist, privindu-le pe Sava. Nu credeți că vreau să vă provoc sau să mă justific? Nu. Vreau doar să înțelegeți motivele acțiunii mele, Orașul m-a primit neprimitor. Am picat examenele la două școli, pentru că nu m-am pregătit deloc pentru ele și m-am angajat ca o spătăriță într-un restaurant. Poate că a fost cea mai bună perioadă din viața mea. Pe lângă faptul că ne dădeau de mâncare, ne plăteau salariul și ne mai lăsau să luăm jumătate din bași. Chiar trimiteam puțin mamei. Acolo l-am cunoscut pe Kiril. Nu voi insista pe el, voi spune doar că era bogat. Arunca cu bani în dreapta și în stânga, iar eu în viața mea nu văzusem așa ceva. La noi în sat fiecare bani este prețuit, iar el lăsa pe bac și mai mult decât mama mea câștiga într-o lună. Mi-a acordat atenție, iar eu ca o proastă am decis că acum voi trăi, așa cum am văzut în seriale, eram sigură că ne vom căsători și că totul va fi foarte bine. Când am aflat că sunt însărcinată, nu am putut să-i spun mult timp despre asta. Doream doar să-i prezint într-un mod special, ca să-i rămână în minte acest moment. Dar el mi-a rămas în minte mie, i-am spus în restaurant, când a venit cu prietenii, m-a luat în râs, a spus că nu are nevoie de copii de la o astfel de femeie, și apoi a cerut proprietarului să mă concedieze. În toată sarcina m-am descurcat cu venituri întâmplătoare, iar când a venit timpul să nasc, am înțeles clar că nu-i pot crește. Deja știam că voi avea gemeni. Mă și plângeam constant. Îmi dădeam seama că pentru binele lor va trebui să renunț la ei. În același timp, cu mine a născut o femeie foarte frumoasă, și se vedea că era o tânără femeie înstărit. Am auzit că medicii se vorbeau că nașterea a fost grea, copilul era slab. Ea nu plângea, iar eu mă îngrijoram foarte mult pentru ea. Trebuie să fie un om care ține totul în sine. Și apoi, apoi am vorbit, i-am spus că nu am altă cale. Cum să renunț la fete. Diana a propus imediat planul ei fără să se gândească de două ori. A spus că ea și soțul ei pot oferi fetelor tot ce nu-mi pot imagina. Iar mie mi-a propus să iau fiul ei, a spus că oricum nu va supraviețui. Am tăcut șocată, iar Diana a adăugat că nu vrea să meargă încă nouă luni ca un elefant iar dacă bebelușul va muri, soțul ei va dori totuși alt copil. Mi s-a părut atunci că este culmea cinismului, dar Diana a spus că așa este viața. Și dacă mă gândesc la ce viață minunată așteaptă fiicele mele, mă voi raporta la tot altfel. Apoi mi-a oferit bani, mulți bani. A spus că va fi o mulțumire pentru că fiul ei nu a fost singur până în acel moment. Bineînțeles că înțelegeți. Am stat mult timp, toată noaptea, și am acceptat. Da, totul suna și arăta foarte cinic, dar Diana avea dreptate. Așa va fi mai bine pentru toată lumea. A fost foarte greu să convinge asistenta medicală. În acea zi au fost multe născute și noi eram siguri că nimeni nu va observa nimic, cu atât mai mult cu cât nu a fost încă niciun control. Diana i-a oferit bani și rezistența a fost învinsă am cumpărat imediat acest apartament, așa cum înțelegeți, costă doar câteva copeici. Proprietarii au fost foarte fericiți să scape de el. Au lăsat chiar și ceva din mobilă, pe care o folosim încă. Nu știu ce simțea Nicolae atunci. M-am gândit mereu la fete, iar apoi. Apoi Nicolae s-a îmbolnăvit, ne-au dus la spital. Am înțeles că pur și simplu nu pot permite ca acest băiat să părăsească lumea. Am bătut pragurile birourilor, am cerut ajutor de la toată lumea, am spălat scările în toate casele din apropiere, doar pentru a supraviețui. Am depășit criza, dar pentru ca Nicolae să poată trăi ca toți ceilalți copii, avem nevoie de o operatie. Operația nu se face aici, trebuie să mergem în statul vecin. Nu am reușit să strângem o sumă mică, dar este puțin. Doar de aceea am început să te caut. Înțeleg perfect că îmi poți lua băiatul și, desigur, nu îmi vei da fetele, dar sunt de acord cu orice, doar să-l ajute. Sava a ridicat capul și s-a uitat la Polina. Așadar, așa ai nevoie de bani. De ce mi se pare că ești o simplă escroacă? Polina l-a privit atent, iar Sava era gata să se omoare pentru cuvintele pe care le spunea. Era clar că acest băiat seamănă cu el ca două picături de apă. Da, am nevoie de bani pentru a salva Nicolae. A spus-o absolut calm, iar Sava a realizat brusc cât de greu îi sunt cuvintele și în general, întregul acest dialog. Trebuie să mă gândesc. S-a ridicat, apoi s-a întors spre ea. Pot să iau, există vreun document legat de boala lui Nicolae? Polina a dat din cap, a scos de undeva un pachet greu, i-l a întins. Avem doar două luni, dacă nu reușim, Nicolae va ieși deja din vârstă. Când fac astfel de operații, trebuie să strâng totul din nou. Doar că nu avem atât de mult timp. Sava a ieșit din apartament, a fugit acasă, capul era gol, complet gol. Nici măcar nu s-a uitat în pachet, pentru că înțelegea perfect tot ce i-a spus Polina, este adevărat. Sava a dormit direct în haine, toată noaptea i-a visat pe Diana cu Nicolae în brațe. Ea plângea și cerea iertare. Dimineața, Sava s-a dus imediat la șef. Efimolegovic a ridicat surprins prâncenele. Doamne, aleluia! Tocmai ești aici, tocmai ești la timp! Ce s-a întâmplat? A început să vorbească într-un mod glumeț, dar apoi s-a oprit brusc când a văzut starea lui Sava s-a întâmplat ceva serios, sper că fetele tale sunt bine. Da, trebuie să vorbim. Sava și-a închis ușa, în mâinile sale era un pachet cu istoricul medical al lui Nicolae. A ieșit de la șefa abia după două ore. Efimolegovic a găsit în 20 de minute pe toți cei care ar putea să-l ajute pe Sava în această situație. Când bărbatul a ajuns la ușă, șeful a întrebat, ce vrei să faci cu această polină? Pe ei pur și simplu copilul sau vrei să o pedepsești. Sava a clătinat din cap. Deocamdată nu m-am gândit la asta. Cel mai important lucru acum este să-l salvăm pe Nicolae. Polina a deschis ușa, fără surpriză, privindu-le pe Sava, s-a retras. Desigur. Sava a intrat în cameră, a pus în fața lui Nicolae o mașină mare și frumoasă și o carte cu imagini. Deci Nicolae, ești gata pentru o călătorie. Băiatul l-a privit cu ochii mari. Prin urmare, mama a spus adevărul. Mă vei salva. Desigur, te voi salva. Cum ar putea fi altfel? Auzit cum Polina a izbucnit în plâns în spatele lui. Mulțumesc. Iar fi plăcut să strige, pentru ce? Asta e fiul meu. Eu îl salvez pe fiul meu dar s-a abținut, probabil doar pentru că se temea să nu sperie copilul. După două luni, Sava și Nicolae s-au întors acasă. În timp ce Nicolae era încă îngrijorat, la Consiliul de Familie s-a decis ca băiatul, împreună cu Polina, dar doar în calitate de bonă, să locuiască cu ei. Înainte de a pleca în satul său, Constantin Andrivici l-a chemat pe Sava. Fiule, știi că nu sunt un om atât de bâlând, dar în viață nu totul este așa cum ne dorim. Nu putem să judecăm ce este corect. Polina și Diana au comis ambele fapte oribile, dar încearcă să te pui în locul Polinei. Nu al acestei Polinei, deși al acestei, ci al celei care a născut singură gemeni. Sava a vrut să-i explice tatălui său că astfel de fapte nu pot fi explicate și cu atât mai mult nu pot fi justificate, dar tatălui său nu avea timp. L-aștepta în sat Clara Sergei Vna care vizita suspect de despetatul său, rămânând în sat o săptămână sau chiar două. Polina a încercat să nu iasă în cale lui Sava. El a continuat să lucreze seara, comunicând cu fiul și fiicele sale. Sava nu putea găsi o soluție corectă. Soluția corectă pentru această situație. Dacă va începe o anchetă, Polina ar putea fi închisă, iar fetele. El nu era bun în astfel de probleme, așa că pur și simplu număra zilele straniu, dar fiicele sale au început brusc să se înfrumusețeze. Aveau întotdeauna anumite coafuri complicate, dar frumoase, păreau să se îmbrace cu aceleași haine ca și înainte, dar totul părea mult mai drăguț. Sava a văzut că și Polina s-a schimbat. Anxietatea din ochii ei nu a dispărut nicăieri. Mai ales era vizibilă atunci când Polina se uita la el, dar se parea că s-a deschis. Sava a realizat cu surprindere că Polina era tânără și frumoasă. Într-una dintre zilele de weekend, când Sava plănuia să se odihnească bine, a sunat telefonul. El a scos nemulțumit telefonul, iar văzând ora ora șase și inscripția tata, a ridicat receptorul. Tata, ce s-a întâmplat? De ce crezi că s-a întâmplat ceva? Păi, ai văzut ce oră e. Oamenii fericiți nu se uită la ceas. Constantin Andrivici a chicotit prostește. Tata, totul e în regulă mai mult decât atât, așa că trezește-ți familia mare, încarcă-o în mașină și vin o repede toți la mine. Dar ce este? Nu există, dar astăzi vom sărbători evenimente importante, așa că grăbiți-vă. Sper că înțelegi că și pe Polina trebuie să o iei și, în general, o lei și fetelor le este foarte necesar aerul proaspăt. Tatăl a închis și a pus telefonul jos. Nici măcar nu a avut timp să întrebe ce evenimente. El își amintea cu groază toate datele, dar niciuna nu se potrivia. Ordinele colonelului nu erau obiceiul de a fi discutate. Toată lumea, trezește-te. În camera a început să se miște, la el a ieșit Polina. S-a întâmplat ceva. Nu știu, probabil da, dar poate nu, a sunat tatăl, a ordonat tuturor să fie la el în sat urgent, pentru că sărbătoresc ceva. Măcar să știm și noi ce fel de eveniment. Polina a zâmbit, a oftat și a observat brusc cât de mult o transformă zâmbetul. Ea a devenit imediat atât de tânără, atât de delicată. Și tu, tata, nu-l poți supăra, el este bun. Sava o privea uimit când a reușit să înțeleagă că tatăl este bun. El a văzut doar de câteva ori în total și tot timpul el a dat doar ordine. Peste o oră erau deja pe drum. Nicolae s-a înroșit când s-au adunat, tot timpul întreba fetele despre capră, dacă mușcă, iar iepurii, dacă sunt frumoși. Sava a înțeles că băiatul nu a fost niciodată la țară, probabil că Polina nu l-a dus la ei. Când au pornit, Sava a întrebat pe un ton scăzut, Polina, iar părinții tăi. Ea s-a uitat rapid la el. Nu există. Nicolae avea doar trei ani când în casa noastră a izbucnit un incendiu. Toți cred că tatăl meu, Bețiv, s-a adormit cu o țigară. Îmi pare rău. Nu e nimic. Restul drumului au ascultat cum fetele povestesc cu entuziasm lui Nicolae ce aventuri l așteaptă. Poarta și ușa de asemenea erau larg deschise. Sava, sincer, nu înțelegea nimic, a urcat rapid scările. Clara Sergeevna, într-o rochie frumoasă, pregătea masa. Ea era ajutată de Zinaida, numai puțin elegantă. Tatăl său și fostul său coleg de serviciu, Efim, discutau despre ceva pe canapea. O fiu, ai venit. Bine ai venit. Tata, poți explica ce se întâmplă, Tatăl s-a ridicat, a așteptat ca toți cei care au venit să intre în casă și a îmbrățișat-o pe clasa Sergivna, care era stânjenită. Iată că am decis că fericirea nu ar trebui să cunoască vârsta, așa că am decis, așa să zic, să ne legalizăm relația. Toți au căzut uiți pe canapea. Uite cum știe tatăl nostru să ne surprindă. Victoria și-a aruncat brațele în jurul bunicului, iar apoi și Nicolae nu a mai rezistat s-a apropiat și imediat a căzut în brațe. Sava și-a întors privirea spre Polina, care se zâmbea din nou pentru a doua oară în acea zi. Oare nu zâmbea niciodată înainte sau pur și simplu nu o observase? Petrecerea a fost foarte distractivă. Probabil că toți ei au fost dornici de distracție obișnuită. Sava a privit cu zâmbetul pe buze cum Zinaida dansa cu pasiune. Se pare că și Zinaida a găsit în sfârșit fericirea ei. Când muzica s-a oprit, Efimi, ușor beat, a ținut o cuvântare plină de foc despre faptul că, imediat ce va ieși la pensie peste șase luni, se va muta imediat să locuiască acolo și, îmbrățișând-o pe Zinaida, a întrebat-o dacă nu-l va alunga. Când toată lumea s-a culcat, Sava a ieșit pe verandă să fumeze. Nu, nu, tocmai se întoarcea de la o țigară. Lângă el s-a așezat tatăl. Iarăși fumezi. Da, așa. Sava a stins tigara. Ce aștepți, Sava? Ce să aștept? Crezi că fetelor le trebuie o mamă? Tu ești cel care se ferește de femei. Tată, dar cui trebuie un asemenea ghinion ca mine? Nu uita că acum am trei copii. Tu chiar nu înțelegi cui ești de folos. Doar un idiot nu poate vedea cum te privește, Polina. Înțeleg totul, dar uite te la ea. E o fată bună și nici nu e străină. Sava a privit surprins la tatăl său, apoi a oftat, ca și cum ar fi vorbit cu un nebun. Tată, ești sigur? Sigur, Sava. E clar că ea te iubește. Tatăl a plecat, iar Sava a mai stat mult timp pe verandă, gândindu-se cum de-i-a putut veni în minte o asemenea idee. Într-o zi, Polina l-a văzut pe Sava zâmbind ca un nebun. Sava, de ce te bucuri? Realizez ce înseamnă patru copii. Desigur, avem tripleții mai mari, e ca și cum ar fi un singur copil. Ce tripleți? Polina a oftat cu amărăciune. Sava a zâmbit viclean la ea. Tu nu vrei copii de la mine. Eu vreau, dar cinci. Polina s-a înșelat în calculele ei, deoarece conversația a avut loc într-un stadiu foarte timpuriu. După ce a fost externată din spital, copiii lor au devenit nu patru, ci cinci. Familia Vâlenhaș s-a completat imediat cu doi băieți, foarte asemănători cu bunicul. Acesta, de altfel, a observat imediat această asemănare și a spus că se va ocupa singur de creșterea acestor băieți.